vine dealul Leonelului, da? Acasă, cum spuneam. Acasă. Având în vedere că așa. Prezența este majoritatea, 100%, putem începe. Și întâi dăm cuvântul doamnei secretar ca să ne prezinte procesul verbal de la ședința de ședință. Vreau citire procesului verbal. Iată, astăzi, 31.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local, Parava, consilier prezent 13 prezidenți. Secretarul Matar, la citire procesului verbal la ședința anterioară, care a fost adoptat 13 voturi pentru. Domnul președinte, ședința la citire ordinii de zi, care a fost aprobată în primă unitate. Domnul primar, la citire statului de aprobare și proiectului de hotărâre, aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a Comunei Parava și a bugetului de activități finanțate din venituri proprii, aferente trimestrului 3 anului 2019. Domnul Bucă Ovidiu a întrebat de ce nu s-au cheltuit banii alocați cultelor religioase. Domnul primar a răspuns că acest lucru se va realiza în perioada imediat următoare. Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Domnul primar a dat citire de aprobare și proiectul de hotărâre, modificarea organigramei și al facturii de funcție al operatului de specialitate a primarului comunei care a fost aprobat. Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Domnul primar a dat citire referatului de aprobare și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetară. Domnul Bucă Ovidiu a întrebat care este stadiul încasărilor și acturilor privind consumul de apă. Domnul primar a răspuns că va da un răspuns în ședința ordinară de Consiliul Local. Domnul Bucă Ovidiu a solicitat doamnei Rotaru Iuliana, contabil în cadrul primăriei Comunei Parava, detalii cu privire la subvenția pentru salubritate. Domnul Boboc Valentin a solicitat domnul viceprimar un raport complet cu privire la serviciul de apă care să cuprindă și măsurile adoptate pentru recuperarea datoriilor, defecțiunile, cheltuielile, problemele cu care se confruntă serviciul. Domnul Bucă a solicitat ca acest raport să conțină măsurile ce se impun pentru eficientizarea activității, încasările pe fiecare sistem în parte, cheltuielile efectuate, materialele utilizate, situația restanțiilor care au restanțe mai mari de 60 de zile. Totodată să se consemneze în raport pentru fiecare sistem în parte raportul dintre apa cumpărată și apa facturată. Domnul Vlada Daniel propune domnului viceprimar ca după ședința următoare să se constituie o comisie formată din consilieri locali care soțită de lucrătorul de specialitate din cadrul primăriei să meargă în teren pentru a constata posibilele furturi de apă. S-a votat în unanimitate ca această comisie să fie stabilită după citirea raportului solicitat domnului viceprimar. Domnul viceprimar declară că sistemul de apă este deteriorat și consideră această solicitare ca fiind tendențioasă, având tentă politică. Domnul Pișcu Florin consideră că această propunere privind realizarea raportului este făcută, așa, pentru a putea fi găsite soluții și nu pentru a fi găsit vinovat, și nu pentru a fi găsit vinovat domnul viceprimar. Totodată, consideră că este necesară creșterea prețului la apă pentru eficientizarea activității. Domnul primar a întrebat pentru care perioadă trebuie realizat acest raport, iar domnul Bucă a răspuns că pentru anul în curs. Domnul Bucă a explicat că a solicitat acest raport pentru că dorește adoptarea de măsuri care să ajute la funcționabilitatea acestui serviciu.
Proiectul privind rectificarea bugetară a fost adoptat cu unanimitate de vot. Domnul primar a dat citire referatului de aprobare și proiectul de hotărâre privind aprobarea desfășurării activității de transport rutier de marfă în cont propriu, care a fost adoptat cu unanimitate de vot. Domnul primar a dat citire referatului de aprobare și proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Parava, județul Bacău. Secretarul ATE a dat explicații cu privire la componența echipei și la atribuțiile acesteia. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. S-a trecut la capitolul diverse. Domnul Tiribașa Marcel a propus verificarea ulițelor ce necesită balastare. Domnul primar a răspuns că în acest moment există o acțiune de balastare la nivelul întregii comune. Domnul Plaga solicită verificarea iluminatului public. Domnul primar a răspuns că s-a realizat această verificare. Domnul Soare Vasile a sesizat o defecțiune a iluminatului public. Domnul primar a promis că o va remedia. Domnul președinte de ședință, mulțumim pentru participare. Mai adaug ceva? Spun ceva obiect, nu? Eu aș avea ceva de... Spune, domnule. Am mai spus și la altă ședință și ar fi bine ca pentru bună transparență să adaugi și o dare de seamă față de cele solicitate la ședința anterioară. Deci, ceea ce se discută în ședința curentă ar trebui ca la ședința viitoare să se spună într-o mică dare de seamă dacă s-au rezolvat cele propuse sau nu. Nu știu, cred că înțelegeți la ce mă refer. Spre exemplu, dacă domnul Bucă a solicitat o anumită problemă sau domnul... Dar asta nu procesul verbal. Eu mă refer acum la procesul verbal acesta, ceva completări. Pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră, acum eu consemnez în următorul... La diverse, procesul verbal de astăzi. Deci cel de astăzi să consemnez lucrurile acestea. Și chiar acum o consemnez ca să nu uit de alta. Pentru mai bună transparență, ca... Așa, dar mai întâi supuneți la următorul. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? E unanimitate, da? Nu, deci unanimitate... Și acum spun ce ați solicitat dumneavoastră, da? Da. Deci ce trebuia să prezinte domnul vice pentru ședința de astăzi, deci, trebuia să la cine se va referi? Că se referă la vice, că se referă la primar, eu fac la cineva, da. Eu fac referire la ședința anterioară, da? S-a solicitat pe viitor, pe viitor, să ia în seamă treburile astea, propunerile care vin. Măsurile care noi le solicităm. Deci care vin din partea consilierilor pentru viitor, așa? Deci pentru următoarea lui. Solicitările făcute, da, să se rezolvă. Pentru orice măsură s-a rezolvat, da. La ședința următoare. Da. Să știm, s-a rezolvat, nu s-a rezolvat. Să vin, da. Asta pentru o bună transparență, ca să nu mai existe dubii. Deci la ceea ce am solicitat noi, să vină și cu răspunsuri. Da, da, da. Orice măsură. Răspunsuri. Da, o mică, dar seama alăturată. Lângă procesul verbal. Deci ca să știe colegii ce urmă. Înscris cu privire la problemele ridicate în ședința anterioară, da? Da. Da. Rezolvarea lor. Da. Acum e șana lui. Iar nu am cer scuze. Dar nu, că mie îmi place, mie îmi place. Nu l-am făcut așa ca să trebuie, ca să mă trezească, cum a lucrurile. Păi de acolo, tăpădă șoare, ce-i încoace? Ciocolani. Pardon, să ne-aș... Acest raport trebuie să fie întocmit de către cine? De către... Păi, noi ne adresăm Am înțeles. Deci este aprobat.
Dați-mi voie să vă plec la ordinea de zi. Deci ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Comunei Parava, județul Bacău, din 26.11.2019. Consiliul Local al Comunei Parava, județul Bacău, este convocat în ședință ordinară pentru data de azi 26.11.2019, ora 10, la sediul primăriei Comunei Parava, cu următoarea ordine de zi. Proiectul numărul 1. Aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al unităților administrativ-teritoriale din județul Bacău, membre ADIS, inițiator domn primar Gheorghe Postel. Punctul 2. Stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, inițiator domnul primar Gheorghe Postel. Punctul 3. Rectificare bugetară, inițiator domnul primar Gheorghe Postel. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. Domnul primar, vă rog și dați întâlnire proiectului numărul 1. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Unităților Administrative Teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare pe raza de competență a unităților administrative teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării după cază sistemelor de utilități publice aferente serviciului de bază, pe baza strategiei de dezvoltare a acestea. Având în vedere modificările legislative introduse prin ordonanța de urgență numărul 74 din 2018 pentru modificare și completarea legii 211 din 2011 privind regimul deșeurilor, a legii 249 din 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje și a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 196 din 2005 privind fondul pentru mediu, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin legea numărul 31 din 2019. Nota de constatare a RUC din 03-25 și nota de constatare RUC 03 din 25-2-2019 întocmită de comisarii din cadrul Cărții Naționale de Mediu, Comisariatul General, prin care se trasează ca măsură respectarea indicatorilor de performanță conform articolul 17 aliniatul 1 litera D și anexa numărul 7 din legea numărul 211 din 2011. Adresa Cărții Naționale de Mediu, Comisariatul General, numărul 5687 per Garda de Mediu din 19.09.2019, prin care se pune în vedere respectarea articolului 17 alineatul 1 litera D și anexa numărul 7 din legea numărul 211 din 2011. Adresa Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, numărul 12.159 din 06.08.2019, prin care se face referire la includerea în contractele de delegare a indicatorilor de performanță, precum și penalitățile aferente, indicatorii care sunt în sarcina operatorului de conducere, colectare și transport deșeuri. Raportul de audit al performanței numărul A 17 per 676 din 03.06.2019, întocmit în urma auditului performanței activității de colectare și depozitare a deșeurilor la nivelul AT-urilor pentru perioada 01.01.2016 30.04.2019, împreună cu scrisoarea de recomandare numărul 766 din 26.2019, prin care pune în vedere ADIS Bacău asigurarea implementării prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 74 din 2018 pentru modificare și completarea legii 211 din 2011 privind regimul deșeurilor și a legii 249 din 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje și ordonanței de urgență a Guvernului numărul 196 din 2005 privind fondul pentru mediu cu referire la respectarea articolului 17 alineatul 1 litera D și anexa 7 din legea 211 din 2011. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180 per 2957 din 6-5-a, încheiat cu operatorul SC Compania Rompress Service, SA. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare, numărul 1087 per 1078 din 16-4-2018, încheiat cu operatorul EcoSud SA. Prevede documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău, și ale actelor adiționale numărul 1, numărul 2 și numărul 3 la același document de poziție, se apreciază faptul că pentru asigurarea finanțării serviciilor de colectare, transport, colectare, compostare și depozitare, părțile convin de comun acord să stabilească în condițiile legii taxe speciale de salubrizare. În sarcina utilizatorilor casnici care se acopere tarifele operatorului salubrizare,
care deservesc utilizatorii respectiv culoarea în considerarea tuturor activităților componente ale serviciului de colectare a deșeurilor până la eliminarea acestora la depozit sau la alte instalații pe întreg fluxul deșeurilor. Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici ca mecanism de finanțare sistemul integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău este prevăzut în contractul de finanțare și analiză instituțională anexia ale contractului de finanțare numărul 13.826 din 19.04.2011 pentru proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Având în vedere principiul menținerii echilibrului, contractul prevăzut la articolul 25 din legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților de publicată cu modificări și completări ulterioare, ținând cont de prevederile hotărârii AGA ADIS numărul 10 din 20.12.2013 privind aprobarea documentației necesare demarării procedurii de licitație pentru delegarea serviciului de colectare și transport de deșeuri și hotărârii AGA ADIS numărul 7 din 07.05.2014 privind aprobarea documentației necesare demarării procesului de licitație pentru delegarea serviciului de operare instalații, având în vedere cele menționate anterior, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind regulamentul serviciului public de salubrizare al unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. Consiliul Local al Comunei Badaua, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. Având în vedere, prevederile legii numărul 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificări și completări ulterioare. Prevederile legii numărul 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicate cu modificări și completări ulterioare. Prevederile legii numărul 211 din 2011 privind regimul deșeurilor republicate cu modificări și completări ulterioare. Prevederea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 74 din 2008 pentru modificare și completarea legii numărul 211 din 2011 privind regulamentul deșeurilor, a legii numărul 249 din 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje și a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 196 din 2005 privind fondul pentru mediu. Anunțul privind organizarea dezbaterii publice cu privire la prezentul regulament în conformitate cu prevederile legii 52 din 2003 privind transparența decizională cu modificări și completări ulterioare. Raportul de audit al performanței numărul A17/676/0306/2019, întocmit în urma misiunii auditul performanței activității de colectare, depozitare a deșeurilor la nivelul OAT-ului pentru perioada 01/01/2016-30/04/2019. Adesa ADIS Bacău numărul 3823 din 28/10/2019, înregistrată sub numărul de 5052 din 30/10/2019. Raportul de specialitate și referatul de aprobare al primarului în temeiul articolului 129 alineatul 7 litera S din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ. Propunem. Articolul 1. Se aprobă regulamentul serviciului public de salubrizare al unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membre ADIS, conform anexei 1, care face parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă indicatorii de performanță cu penalități pentru activitate de colectare și transport, respectiv operare, instalație deșeuri municipale în județul Bacău, reprezentând anexa numărul 1 a regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membre ADIS, conform anexei numărul 2, care face parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă cuantumul contravențiilor și sancțiunilor pentru activitate de colectare, transport, respectiv operare, instalație deșeuri municipale în județul Bacău, reprezintă anexa numărul 2 la regulamentul serviciului public de salubrizare al unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membre ADIS, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 4. Se acordă mandat special domnului Costel de reprezentat OAT Paraba să voteze în adunarea generală a asociației în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. Articolul 5. Prezenta hotărâre va fi aplicată de la data aprobării regulamentului în cadrul adunării generale a asociației. Articolul 6. Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestație în condițiile legii. Articolul 7. Prezenta hotărâre se va comunica tuturor membrilor asociației, instituții, prefectului județul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. Ați avut regulamentul la MAPĂ, că era destul de consistent? Nu. L-ați avut pe tot, da? Pe telefon. Trebuie să-l citesc, eu, dar foarte mult și foarte scufos. Eu l-am citit, vă dați seama. Nu, nu, nu. Și vă dați că e nevoie să-l citesc? Nu.
Da, așa... Dar considerăm că ar fi bine să... Pentru muritorii de rând, pentru noi, așa, să ne explicați așa câteva cuvinte, nu-ți să citim. A, așa, da, o sinteză. E bine pentru că, după de vedere, că nu am... La asta sunt indicatorii performanți, spre... Nu știu, eu l-am citit, dar nu știu să vă dau detalii, că nu mă pricep, să vă spun sincer. Așa, deci este anexa 2 la asta. La regulament, da, l-am citit. Pentru că am presupus că fiind atât de lung, nu o să stea nimeni în tipul vioara. Da, e lung. Mi-am dat seama. Pe mine, așa. Ideea este așa, că comuna Parava intră în zona 1 de acțiune. Și a fost sub capitol, sub regiune. Da. Da, dar noi suntem în zona 1A. Dacă nu, zona 1A suntem, da. Așa, domeniul de aplicare aici, mă rog, spune câteva principii. După aceea sunt definirea termenilor, așa, ce mi s-a părut mie mai interesant a fost așa, că trebuie făcut diferența dintre dintre deșeurile menajere și deșeurile municipale, da? Că asta e mai greu. Și cu asta ne lovim noi, înțelegeți? Deci deșeurile menajere sunt deșeuri provenite din gospodării, locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat și care fac parte din categoriile, mă rog, așa, din anexa 2, la hotărârea Guvernului 856-2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu completările ulterioare. Și deșeurile municipale sunt două tipuri de deșeuri municipale, deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia, cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori, deșeurile voluminoase, inclusiv santelele și mobila, și al doilea tip, deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse, în cazul în care deșeurile respective sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere. Deșeurile municipale nu includ deșeurile de producție, adică din agricultură, să ținem minte lucrul ăsta, da? Silvicultură, pescuit, fose septice și rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv numărul de epurare, vehiculele scoase din uz și deșeurile provenite din activități de construcție și desfințări. Deci molozul nu intră la acest capitol, e separat, da? Să ținem minte lucrul acesta. Nu știu acum ce ar trebui să vă mai spun. Bun. Face nouă referire la colectarea separată. Evident, sortare și nu știu ce. Bun. Accesul la serviciu de salubritate, toți utilizatorii casnici și non-casnici au dreptul de a beneficia de acest serviciu. Operatorii serviciului de salubritate sunt obligați ca prin modul de prestare să asigură protecția sănătății publice, utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului. Regulamentul ăsta se stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare. Ce înseamnă asta? Că operatorii de salubritate sunt obligați să aibă anumite documente obligatoriu, deci sunt acestea, și au destul de multe, deci de început de la litera A până pe la litera T sunt. Dar asta nu cred că ne vizează pe noi, că e treaba lor. Nu e neapărat treaba lor, dacă noi am avea contracte cu
firme de colectare pe reciclabile. Da. Da, dar nu e cazul. Sunt datoriile personalului lor, operativ, iar nu... Așa? Deci o să fie cazul cât de curând, că după organizarea arhivei avem acceptul Direcției Arhivelor Bacău pentru clasare a unei părți din arhivă și această arhivă nu o putem da la Soma ca și hârtie. Singurul colector din zona Bacăului este Brancard Ajut. Și a trebuit să mergem la ei. Deci eu am luat legătura cu domnul director de acolo să le opredăm. Ne dă aviz de distrugere. Dar vom face și o reciclare cu ocazia asta. Nu știu, trezoresc cu avizul, suntem în ce condiții. Plancardul ar fi un colector autorizat pentru hârtie provenită din arhive. Oricum, trebuie să se scoată ca să se plătă. Trebuie să fie o comisă care să vadă... Comisia opostă. Deci să s-a ajută că e pus să pregătite. Ea este pregătită, este legată... De lapsată, de tot. Da. De tarnă. Pentru că sunt documente în arhivă, nu orice operator de colectare hârtie o poate recicla. Ăștia sunt autorizați. Sunt documente de avei sau de. Da, sunt documente ieșite din uzul arhivei. Dar totuși sunt documente și nu pot fi să aruncăm noi la coșul de gunoi să vină Soma să le ia peste două săptămâni, trei săptămâni. Da, normal că sunt niște proceduri. Da, sunt niște proceduri pe care trebuie să le respectăm pas cu pas. Ce trebuie să o reținem? Că operatorii care colectează, transportă sau transferă deșeuri municipale trebuie să cunoască tipurile și calitățile de deșeuri care urmează. Astea sunt informații pe care trebuie să le punem noi la dispoziție celor de la Represa. Tipurile și calitățile de deșeuri care urmează să fie transportate sau transferate, cerințe tehnice generale, măsuri de precauție necesare, informații privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate la cererile autorităților competente. Adică nu. Practic, noi trebuie să le punem la dispoziție informațiile astea, dar ei nu le au. Noi poate trebuie să le amintim. Eu cred că și ei le au deja. De fiecare nu. Dacă sunt, haideți să o luăm așa pe asta. Spre exemplu, avem, nu știu, un gunoi care e atipic. Am înțeles, dacă e ceva specific unde e zone, unde activități împărteale sau altă natură. Păi, la asta se face vorba de deșeurile provenite din construcții, da? Deci ei n-au un grafic cu zi de colectare a mărunțului. Am înțeles, da. Și atunci noi informăm. Pentru colectare, sticlă, hârtie, peturi, au un grafic, știm când vine mașina, face colectarea, le duce la depozit. Dar apariția oricărui altor deșeuri, pe care nici noi nu știm că pot apărea, în momentul în care apare, luăm legătura cu ei și stabilim ziua, ca să știm oara, despre ce e vorba, cum să le da. Persoanele fizice și juridice producătoare de deșeuri municipale trebuie să realizeze activitatea de precolectare potrivit specificul locului de producere a deșeurilor în condiții salubre și spații special amenajate. Utilizatorii care dețin deșeuri reciclabile au obligația să le depună selectiv în recipiente sau containere diferite, inscripționate corespunzător, ambalate în locuri special amenajate, stabilite de autoritățile administrației publice locale. Containerele sau recipientele de colectare vor fi amplasate astfel încât să fie ușor accesate de populație în apropierea locuințelor. Manipularea și depozitarea lor în locurile stabilite să nu creeze disconfort pentru persoanele care locuiesc în apropierea acestor locuri. Locațiile să fie ușor accesibile operatorului de salubrizare, să se încadreze în imaginea arhitecturală a zonei. Adică ce spuneți dumneavoastră, e așa de frumos, de ideal. Noi nu avem locurile amenajate, nu avem special amenajate, practic nici nu avem locuri identificate. Spune că să fie ușor accesibile, în apropiere, să vină. Nu avem, le avem niște anumite locuri aruncate acolo. Niște... Producătorii au obligația să acopere costurile de gestionare a deșeurilor de ambalaje și deșeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului stabilită prin actele normative care reglementează respectivele funcțiuni de deșeuri. În articol se consideră ambalaj dacă îndeplinește condițiile din definiție, fără prejudiciul altor funcții pe care acestea le poate îndeplini suplimentară, în măsura în care acesta nu face parte integrantă din produs.
fiind necesar pentru a conține, a susține sau a păstra produsul pe toată perioada de viață a acestuia, iar toate elementele sale sunt destinate a fi utilizate, consumate ori eliminate împreună cu produsul. Organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului trebuie să asigure costurile de colectare separate, de transport și tratare, inclusiv tratarea necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de gestionare a deșeurilor stabilite la nivelul Uniunii Europene, precum și costurile necesare pentru atingerea altor obiective, luând în calcul veniturile obținute din reutilizare, costul pentru furnizarea informațiilor, costuri de colectare și raportare. Deșeurile de ambalaje se colectează în containerele gestionate cu denumirea materialului. Operatorii economici care comercializează către consumatorii final produse ambalate în structuri de vânzare cu suprafață medie sau mai mare, așa cum sunt prevăzute în ordonanța numărul 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață cu modificările și completările utilare și care optează pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje în regie proprie, au următoarele obligații: să ofere consumatorului posibilitatea de a alege la cumpărare produse ambalate atât în ambalaje reutilizare și de unică folosință, adică cum era, nu știu dacă vedeți prin filmă, te întreabă hârtie sau plastic, știți, adică vrei să-ți dau da, da. Așa. Să ofere consumatorului posibilitatea de a alege la cumpărare produse ambalate atât în, am spus asta, să asigură pentru consumator posibilitatea de a se debarasa de ambalaje la cumpărarea produselor fără a solicita plată, să organizeze în cadrul structurii de vânzare sau în imediata vecinătate acestea puncte de preluare și rambursare a garanției bănești pentru ambalajele primare reutilizabile, să asigure că operatorii economici care introduc pe piața națională produsele comercializate sunt incluși în lista prevăzută de legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor. Persoanele fizice sau juridice și juridice care generează ambalaje folosite sau deșeuri de ambalaje provenite din gospodării au posibilitatea să returneze ambalajele reutilizabile la punctele de preluare, să predea contracost ambalajele unor colectori autorizați pentru colectarea deșeurilor de la populație și să depună deșeurile de ambalaje pe tipuri de materiale în sistemele de colectare separate a deșeurilor municipale gestionate de către operatorul licențiat. Ce trebuie pentru operatorii economici? Da? Sunt o serie de acte. Pentru a fi înregistrat, un operator economic trebuie să îndeplinească următoarele criterii. Deci pentru a... Deci să dețină în condițiile autorizație de mediu, da? Pentru activitatea de colectare deșeuri de ambalaje valabile de la data depunerii, să își desfășoare activitatea pe toate unitățile administrative teritoriale a municipiului unde înaintează solicitarea de înregistrare. Adică de câte ori are câte un punct de lucru, trebuie să meargă la primărie să ceară lucrul acesta. Dosarul de înregistrare trebuie să cuprindă următoarele documente: cerere tip, certificatul constator detaliat eliberat cu cel mult 30 zile de la data depunerii de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, autorizație de mediu, ce spuneam mai devreme. Acest dosar se depune de către operatorul economic în format material. Cei de la UAT, în cazul nostru, așa, care realizează înregistrarea, trebuie să se asigure că autorizația de mediu este conformă cu originalul. Și în termen de 5 zile de la data în care s-a înregistrat cererea, se dă curs, se dă răspuns. În cazul în care nu se cuprinde, se respinge dosarul și se comunică acest lucru, comunicându-se de totodată și motivul pentru care a fost respins. Deci nu vine omul și doar pe cuvânt. Trebuie să-i dai și în scris răspunsul. Bun. Operatorul economic are următoarele obligații: să-și desfășoare activitatea numai la nivelul UAT-ului unde este înregistrat, să raporteze trimestrial către UAT
cantitățile de deșeuri, ambalaje preluate prin achiziție de la populație, să solicităm scris de la OAT-ul de s-a legislat din în listă, care în care își încetează activitatea. Spune aici cum se face precolectarea deșeurilor reciclabile. Se face în recipiente de 1000 de litri, 2500 de litri, 3000 de litri, amplasate în punctele de colectare. Colectarea deșeurilor reciclabile se realizează prin sistemul colectoare din poartă în poartă. Colectarea deșeurilor reciclabile se face ce spuneți pe asta? Acolo e... colectările stradale. Știți diferența între ce scrie acolo și ce e în realitate? E colosal. Dar n-ați scoltat și următorul... Păi am spus acum, deci colectarea stradale. Poartă în poartă și stradale. Și stradale, da? Așa. Și așa se face și colectarea biodeșeurilor se realizează prin biodeșeurilor. Deci, prin sistemul colectare din poartă în poartă, fiecare gospodărie fiind dotată cu câte un recipient de colectare. Asta, cu excepția municipiului Bacău, Zălin, Moldova și Bucușul. În zonele rurale, precolectarea deșeurilor menajere nepericuloase se precolectează în amestec hârtie, carton, plastic, metal, deșeuri reziduale, deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de sticlă, deșeuri plastic și metal. De precolectarea deșeurilor reciclabile se face în containere specializate, ce vă spuneam mai devreme. Colectarea deșeurilor menajere nepericuloase se realizează pe 4 fracții, și anume deșeuri reziduale, deșeuri de carton și hârtie, deșeuri de sticlă, deșeuri plastic și material sau 3 fracții, depinde cum se organizează. În localitățile unde este fezabil din punct de vedere tehnic și financiar, se va implementa sistemul de colectare din poartă în poartă pentru deșeurile reciclabile. Deci dacă este fezabil și din punct de vedere financiar și din punct de vedere tehnic, se poate. Dacă nu, la puncte de colectare. Aici s-a discutat cumva cu conducerea ADIS, cu dotarea gospodăriilor, cu niște saci de, diferite culori, pentru a încerca proiectarea asta a reciclabilor pe același sistem din poartă în poartă. Sunt la nivel de experiment, probabil că după 1 ianuarie mă bag și eu în această treabă, să încerc să aduc sacii și să merg din poartă în poartă, să le explic oamenilor că acum ar trebui făcut și să vedem când o să vină mașina să meargă din sistemul din poartă în poartă să... Până atunci, când avem nici asta stradal, nu o să l-am produce. Și recipientele acelea puse pe categorie, pe culori și frumoase că le-am primit, dar am văzut capacurile de o parte și pun iar ca și cea lasă... Pentru că noi n-am prevăzut, de exemplu, la Teiuși. Acolo unde sunt alea, pus camera așezată frumos și o cameră acolo pe ele să fie. Nu avem o cameră acolo. Am pus și la loc unde se poate fi supravegherea asta. Face la momentul în care s-au stabilit aceste puncte, nu discutam de sistemul de supraveghere video. S-a pus după sistemul care vorba cu nu, când m-a pus raportat, este. Da? Da, bine, ideea este de aici, să începem de undeva. Nu avem cum să începem de aici, de undeva, pentru că ele sunt stabilite clar GPS, mașina care vine să le descarce, vine pe GPS. Și el trebuie să ducă acolo, acolo în locul lor. Okay. Chiar dacă și locul ăla incomodează... Și locul ăla este amenajat, făcut ca lumea, aruncat în șanță, așa parcă, suntem ultimii. Aruncat în șanță la servitorii datorită mentalității noastre. A, nu, asta nu suntem gospodări, eu nu spun de alții, de noi toți, până la urmă. Avem fiecare o obligativitate și o... Se referă la alea din poartă, la peste de acolo. Știu, acolo, dar... Dar nu-i vorba mai acolo, la școală, la Răgoaia, am găsit unul răsturnat în mijlocul drumului. Vedeți? Deci noi trebuie să fim mai activi și să fim mai permanent acolo unde situația de asta, până vă înțelege fiecare, nu știu, de 100 de ori, să spunem. Nu, dar doar, știți ce, mă gândeam la când spunea doamna când citea din documentație, care e adevărat, ăla e standardul, nivelul la care trebuie să ajungi vreodată, nu știu, în ce secol cu toții, și mă gândeam că există, domnule primar,
și stimați colegi, în țara noastră, că noi nu luăm referință din afară, nu, nu din țara noastră. Este o localitate Ciugut, dacă ați auzit, o găsiți pe internet, cred, ceva, zici că nici nu e în țara noastră. Un nivel de dezvoltare și de civilizație, și, da, păi asta nu luăm referință, luăm referință de acolo. Noi. Dar câte camere de luat VBR? Domnul, nu-i vorba doar pe camere. Ei au accesat 30 de milioane de euro fonduri de dezvoltare a localității. Da, și au venit oameni care s-au stabilit din Canada, prin Arăși, și au ținut, păi mă întorc înapoi, în Ciugut. Eu nu știam că s-au dezvoltat în să zicem, în halul ăsta, pe ghilimele de rigoare. Și au venit înapoi. E, și noi nu putem și noi să luăm o referință de asta așa, o aspirație înaltă, dar ce să nu luăm pe asta? Ca să ne încercăm să ne punem în ordine minimal, așa, băi, hai să facem un loc, băi, asta e locul de dat principies, aici vine, da. Păi ia să nu le găsească așa, facem o rampă de regii proprie, o rampă de beton, și numai decât cu firme care se poste o grămadă, dar ori noi nu putem să ne strângem. Vara când e cald să facem laz la Teiuș săptămâna asta, nu știu când la Rădaia sau unde, o rampă de beton, gala să le găsească frumos cu nu aruncate în șanț și oamenilor când ne vede să zicem făcut, eu așa visez. O clapă de asta, chiar noi prezenți fiind acolo. Domnul vice să ne cheme care să fie dacă să schimbe mandatele, că acum mai sunt câteva luni, doamne, haideți să facem o, în satul noastră, facem rampele de gunoi. Dacă nu se mai pe care n-am sat. De ce să nu se poate? Domnul Trebașa, nu îți permite suprafața domeniului public să facem aceste rampe. Noi aveam ca și obligații lucrul ăsta. Da? Găsim un loc, nu se poate. Se poate, găsim. Acolo unde nu se poate, nu se poate, dar nici măcar unde se poate să nu facem nimic. Dar nu se poate nicăieri. Deci, nu mai faci nimic. Pentru de la amplasarea lor am gândit-o. Și amplasarea lor era de pe primul mandat al meu. Deci de asta le-am gândit de când era domnul Bogdan primar. Să spun unde se facem acele platforme de beton, gândise cu gara. Nu trebuie nici de să zonă. Făceți-le din durat de 10, care le puteți lua, le pune unde vreți să votați. Cum a făcut la mine? Asta te revede la șanța. La șanța, la șanța, la șanța. Doamne, găsim la fața locului. Dar poți să apuși deasupra șanța. Luați exemplu, doamne, de bașa. Luați la mine exemplu, de la poate. L-am văzut și tu ce ai făcut, dar e bun că a vorbit. Scrieți-vă la rândă. Domnul Ilvaș, ați terminat? Da, da. Ce-ți mai scrie la bună? Domnul, vă scrieți Comisia de Buget. Nu vrea frumos să scrie, acolo sunt eu un lemn de suportare. Da, da, da. Și atunci când ce avem în el? Atâta mi se părea interesant să știți, și bine să știți populația, profităm de faptul că este filmată ședința, că... Reciclete amplasate pe căile publice pentru depozitarea deșeurilor stradale trebuie să fie număr suficient, volume adecvate și montate la distanțe optime, cu limite periodic cel puțin o dată la două zile, în perioada 1 aprilie, 1 octombrie, și o dată la 3 zile, în perioada 1 octombrie, 1 aprilie. Pentru colectarea deșeurilor reziduale în funcție de sezon și de categoria utilizatorului se realizează astfel. Pentru perioada 1 aprilie, 1 octombrie, zilnic, în zonele centrale, aici e vorba de orașe, presupun, la cel mult două zile în celelalte cazuri și cel mult trei zile în sezonul rece, 1 octombrie, 1 aprilie, condiția ca la colectare să fie asigurate condițiile de înmagazinare pentru această ritmicitate. Colectarea deșeurilor din poartă în poartă se realizează cu următoarele frecvențe de colectare. Pentru deșeurile reciclabile uscate, o dată la două săptămâni sau conform contractelor în vigoare. Pentru deșeuri reziduale, o dată pe săptămână sau la cele o dată la două săptămâni, pe baza solicitării depuse de utilizatorii casnici, care pot opta pentru taxa diferențială, respectând instrumentul plătește pentru cât arunci. Pentru deșeurile biodegradabile se realizează la interval de timp stabilit de autoritatea BUAT, adică împreună cu operatorul, după caz, cum a fost atribuit conform contractului de delegare, în funcție de cantitățile colectate și de volumul recipientelor. Deci sunt niște termene, nu poți... Asta vreau să zic. Nu știu cum mi se place. Păi aveți ceva de spus la proiectul ăsta? Domnul președinte. Mă rog. La domnul. Dacă țineți bine minte, anul trecut, pe exemplu, anul ăsta a venit și domnul director de la AVIS, aici într-o ședință, nu? Da, domnul Bogdan. Așa. Nu? Sezul. Bogdan Sezul. Da. Și se spunea atunci că
plata gunoiului se va face în funcție de cantitatea emisă de gunoi. Și noi tot încercăm și tot vorbim ca să nu mai aruncăm ce nu trebuie, adică să aruncăm exact ce trebuie să punem în recipientele de gunoi. Dar văd și la mine în zona acolo, văd foarte mult și am încercat să le spun mereu, domnule, nu mai puneți bolovane, aduc și pietroaie, nu mai puneți frunze, pun tot felul de gunoaie care, alea sunt reciclabile, pot pune lângă undeva într-un colțișor la tine. Și cred că din cauza asta s-a ajuns și la domnul primar, dacă noi plătim gunoi acum cât 40 de lei, nu? Sau 50, cât e pe... 80 de persoane. 80? Dar dăm să-l avem și sute de persoane. Dar s-o la preț, când ajung la taxe. Da. Cu prețul. Deja am văzut că vor crește prețurile la taxa pe foarte mult. Nu știu, dacă nu s-a încasat la... până acum nu s-a încasat. Vedem la... Da. Totuși trebuie lucrat. Trebuie lucrat, domnul primar, și... Trebuie în ziua aia, domnul vice, păi luați un băiat de la, aia, să mai, când se colectează. Trebuie uitat în tomberon. Domnule, nu chiar, deci de altfel nu putem, nu se conștientizează. S-au trimis flyer, s-au trimis. Degeaba, toți încearcă să arunce orice la nu sunt de acord, este orice primar, nu vii mașina. Dar nu primar, dar n-are ce rău, dar nu domnule, nu. Vă spun eu, pentru că poate știți eu prin ce se zice, după ce treci mașina, auzit de colectare, cum sunt la gunoiul, pentru că băieții sunt... Da, sau m-am încercat, da. Pentru că noi ne-ai primesc la celulă. Exact, ne-ai primesc. Și noi Iași. Pentru că primesc o telefoane, că știi că nu m-au venit, că nu ne-au luat bubel la... Ce ai ajuns? Nu trec o mașină. Ce ai în bubel? Pământ. Păi, din cauza asta nu ți-o luat. Exact. Se legătează tot și după aia... Ai să-ți povești direct, s-au mai spus, da? S-au mai spus și... Păi și suntem și măliar. Timpul e tău. Da. Eu vreau să mă duc în doi. Eu vreau să mă duc în doi. Totuși trebuie să facem o eventualitate... Păi am pățit și ăla în doi, la viceprimar. Și puneau un drog de petroile din curte și le puneau... Aici m-am dus, am... discutat cu ei... Și n-am mai pus. Și n-am mai pus tipul. Nu mai erau problemele. Acum pun și... Acum sunt probleme, că nu le fac mașina, pentru că nu mi-ai primesc nici bine la celulă. Totuși trebuie muncă de lămurire mai mult. Nu spuneți, Aroman, că pe zona la doua s-o reduzi ca dar deșeuri. La ce și-o completez domn primar, am discutat cu vreo 4 persoane și mine le-au aruncat în pădure, în bătaie de joc. Ce putem face? Da, asta se întâmplă. Noi ia mașina, să ducem ele așa... Ne-am jurat, aruncat după noi cu bolovan, că trebuie să dea cu noi. Care sunt ăia? Vreau să știu și noi. Și amendam. Poliția. Care sunt poliția? Păi nu, chiar 5 persoane care v-au înjurat că s-au aruncat după un pic. Vreți să știu? Am venit acum dimineața la ședință. Prima casă după Balanghiu. Imaginea pădurii. Păcat acolo, ultima condamnă. 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 Da. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut cineva? Nu. Deci în unanimitate proiectul a trecut. Proiectul numărul 2. Stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. Mă rog, domnul primar, aveți cuvântul. Ne trebuie proiect? Mă încetești raportul? Da, trebuie proiect. Trebuie proiect, da? Ne repetăm. Proiectul de privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. Luând în considerare prevederea articolului 9.3 din Carta Europeană Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin legea 199 din 1997. Având în vedere prevederile, articolul 5 al 2 din legea numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare. Articolul 454, articolul 456 al 2, articolul 457 al 1, articolul 458, 460, 462 al 2, 464 al 2, 465, 467 al 2, 469 al 2, 470, 472 al 2, 474, 475, 476 al 2,
477, anul 5, 478, 481, anul 2, 486, 487, 489, 491, 493, 495, litera F, din legea numărul 227 din 2015, privind codul fiscal, articolul 266 din legea numărul 207 din 2015, privind codul de procedură fiscală, având în vedere referatul de aprobare numărul 5416 din 19.11.2019 a primarului Comunei Parava, raportul numărul 4945 din 22.10.2019 al compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate și în temeiul prevederii articolul 129 alineatul 4 litera C și articolul 139 alineatul 3 litera E din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, propun. Articolul 1. Se aprobă taxele și impozitele locale aplicabile anului 2020 conform anexei 1, care este parte integrantă din prezentă hotărâre. Articolul 2. Se anulează creanțele fiscale administrate de către organul fiscal al Comunei Parava, aflate în sol la data de 31 decembrie al anului, mai mici de 40 de lei, în conformitate cu articolul 6 de legea numărul 27 din 2015. Articolul 3. Se încredințează cu ducere spre îndeplinirea prezentei hotărâri primarul Comunei Parava în calitate de ordonator principal de credit și compartimentul contabilitate și adiziei publice. Articolul 4. Secretarul Comunii va comunica hotărârea instituției prefectului județului Bacău, primarul Comunii Parava și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. Le aveți în față, da? Păi, mai trecem prin toate lucrurile, că... Păi, dacă le-ați discutat pe... Dar noi le-am discutat și pe comisie. Nu le-am discutat la ce greșe. Deci... Dacă mai sunt ceva probleme, da. Deci... Deci ce e lege, e lege. Da, trebuie să mergem la alea care le putem... Da. Bun, sunt la nivelul anului precedent, dacă știu, poți, sunt la nivelul anului precedent, în afară, deci că s-au... conform legii s-a adăugat indicele de inflație. Nu? Unde, și unde mai avem așa o diferență? Mai bun la taxa de gunoi. De gunoi. Dar să vă explic de ce am trecut la... Deci, la taxa de gunoi era de 81, ceva de genul, pe persoană, pe an, da? Între care, conform unui hotărâri de Consiliul Local, subvenționam noi 40 de lei, de jumătate, poate cuvinte, stabilism noi atunci să vedem și ce măsuri s-au luat ca să îmbunătățească ritmul de încasare la gunoi. Nu știu. Așa. Ei, și acum de la 80 de lei se mărește la 132 de lei pe an persoană. Mi se pare foarte mult. Foarte mult. Dați-mi voie să mă duc să vă aduc o documentație ce am primit-o de la ADIS. De asta am trecut la o asemenea măsură, pentru că ne-au trimis spre înștiințare faptul că în acest moment ei se află în negociere cu ajustarea prețurilor. În creștere. Da, pentru creșterea prețurilor. Și atunci ne-a trebuit să luăm în calcul lucrurile acestea. Eu mi-aduc aminte când a venit, spunea și domnul Pișcu, când a venit domn director atunci, tot spunea nouă povești, că vedeți, salariul minim a crescut, anumite taxe s-au introdus. Noi atunci am achitat din fondurile noastre la zi. Suntem la zi. Da, suntem bun. La zi. Acum, ce argumente o să mai vine să ne spună domnul director, da, dacă mai ești? Da, nu, mi-au trimis scris ca să... De la 80 la 132. Deja... Deci, asta e în decurs de... Un an, niciun an, niciun an. Sau duceți la... Nu știu dacă nu puteți dămuri. Mi se pare exorbitant. Nu, deci de la 80 la 132. Când nu au crescut prețurile anul ăsta așa de mult la motorii, salariile deja erau cuprinse atunci când... Dar e vorba de anul ăsta. Asta e un serviciu. Prea mult mi se pare
Păi, nejustificat cu servicii aproape dublu. Prin optică și noi costuri și la un preț pentru creșterea prețurilor. Și noi am ținut cont la anul, nu poți să vii, nu știu, în ianuarie, februarie, martie, cu o hotărâre de modificare a hotărârii ăștia la, cu privire la taxa specială de salubrizare. Și am preconizat pentru că acum să o putem acoperi. Ne-ați încasat la 40 de lei, a suplimentat din buget în vreo 80. Nu, nu, 40 a rămas, să plătești la acumulație. 40 nu plătești. Dar la 132. Persoanele impactului. Nu, pentru că atunci când... Dacă nu subvenționă de buget în primărie... Sau nu s-a crește. Păi, nu poți. Dar de unde vrei? Dar nu unul să plătească și celălalt să plătească. Deci, se mărește cu 40%. Eu vă arăt, uitați. Așa, 40%. Stanțele de anul trecut, vreau să se zic cu tot. 64%. Da. Și atunci nu ai pentru alții, dacă tu ești cu plan. Am avut o erau în studiu, au venit cu Lorici. Se află în negociere. Am strâns faptul. Am avut studiu. Am plătit, nu, dar știu. Ei sunt cei care solicită pe COSUDO, sunt cei care solicită asta. Și ne-au trimis. Deci COSUDO a trimis către Adis o scrisoare. Foarte lungă, foarte documentată pe legislație, foarte multe formule de calcul, recunosc în care eu mi-am prins urechile, că n-am știut să le... așa, am discutat cu doamna contabil. Ei spun că, deci vorbesc de ECOSUD, că în perioada de contract august 2018 iulie 2019 societatea a înregistrat pierderi operaționale, da? Valoare de 3.928.328 lei, datorate modificărilor legislative și neasigurării cantităților deșeurilor grad de realizare extrem de mic luate în calcul la fundamentarea tarifelor. Deci ei spun că au lucrat în pierdere, practic, cu tarifele pe care noi le avem în noi. Tot Adisul. Așa. S-au înregistrat pierderi datorită neprevederii de către operatorii de colectare a deșeurilor reciclabile, conform prevederilor contractuale. Pierderi estimate în valoare de peste 7,5 milioane de lei. Ceea ce privește ajustarea tarifelor indicele prețurilor de consum pe o zi este comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna septembrie 2019, luând ca bază de calcul luna octombrie 2014, data prezentării ofertei financiare, valoarea acestea fiind de 107,88%. Așa. Și după aia, în consecință pentru cazurile prevăzute de articolul 17 din contractul de legare, precum așa, vă rugăm să aprobați ajustarea și modificarea de tarife începând cu 1 ianuarie 2020. Și au atașat fișe de fundamentare pentru ajustarea, respectiv modificarea tarifului de depozitare, de transfer, de sortare, de compostare, fișe de fundamentare pentru ajustarea respectiv modificarea tarifelor deșeuri de construcții, demolări, pentru tarifele pentru deșeuri voluminoase, memorie tehnică economic justificativ, pentru ajustarea respectiv modificarea tarifului de depozitare, de transfer, de sortare, de compostare, modificarea tarifului pentru deșeuri din construcții și demolări, memorie tehnică economic justificativ pentru ajustarea respectiv modificarea tarifului pentru deșeuri voluminoase. Și am aici, pentru cine vrea și să pricepe primul să le citească. Dar pierdere sunt la, pe întreg Adisul. Nu sunt la parada. Categorică pentru Adisul. Eu mi-am făcut aminte și ședința a fost înregistrată, când domnul director spunea că de acum înainte se va plăti în funcție de gunoiul generat. Așa? Așa spunea? Se răspunde? Păi este sistemul, cât plătești, cât arunci. Păi și atunci, și cum? Fix atunci, dar atunci cum? De la 80 am trecut la 132, deci am generat mai mult? Cum? 40% cu noi? Nu știi cât dar nu e vorba de generat mai mult cu noi, e vorba de pierderile lor.
în procesul tehnologic. Pierderea lor poate să fie și dar domnule managementul e prost la lor. Ei justifică din adresa asta că nu-i din cauza managementului prost. Domnul primar, dar nu puteam noi duce gunoiul cu autocamionul nostru? Nu ai gunoiul. De ce? Ai nu poți nici cu auto specială de gunoi să te duci. Deci cei de la Comănești au avut... De la Giovanni au dat special de gunoi. Ce autorizație? Noi cu asta care de Carabalas cum să duci gunoi? Cum îl presezi? Cum îl duci? Dar ce îl presează aici? Păi cum îl presezi? Nu, dar îți faci și speciale și vedeți că trebuie să deplinească și să nu autorizați. Licență de transport, licență de operare, licență de licență. Bă, dar pe timpul lui Ceaușescu, unde duceau gunoiul? Da, la adunarea generală ați discutat problema asta a DIS-ului, nu? Dar nu a avut-o. Nu a avut-o? Unde a trecut bine, dar nu a trecut bine. Nu era o eroare, nu era o eroare. Nu era o eroare, nu era o eroare. Nu era o eroare, nu era o eroare. Vedeți, dar cu plata e mai mare. Adică ne primim la speștiință să știm că la valoarea voastră prin voi să ne prevedem taxe mai mari pentru că în cursul anului 2020 tarifele vor crește. Cei de la ANRI s-au spus, domnule, noi încercăm să punem un preț cât mai mic, dar voi luați în calcul... Da. Și noi îl lăsăm așa și o vedem. Prețul chiar dacă ar fi mare, dacă n-ar fi aici pe an, pe lună, pe persoană, n-ar fi nicio problemă, că zice, băi, dacă toți sunt, descurajează cantitățile mari, atunci omul ar fi mai conștiincios să sorteze, să... Nu mai mult în pădure, să nu mai amestece cei biodegradabili, doamnă, că fiecare la țară poate să-și facă un colțeșor în grădina lor, să ducă frunza, trandafirii când și-i taie și... Da, unități de compostare. Dar nu fac așa. De. Și atunci fac un compostare. Dar aici dacă s-ar fi pus în aplicare și am discutat noi în iarnă cu cantitatea, să reducem cantitatea, când acolo iese costurile mari și s-ar vedea în fapt lucrul ăsta, atunci nu ar fi o problemă, băi, uite, nu crescut prețul ca așa au trebuit. Poate etapele astea costă. Noi la rectificare nu mai dăm bani. Păi nu, asta e, deci să încearcă rectificarea de să crește. Care are 5-7 persoane? Mai plătește vreodată? Asta e. Să adaugă pe la chestia. N-au plătit la 80 de lei. Și nu 80, au fost 40. Am subvenționat de 48 mici. Și asta să vă ajunge să fie subvenționată și taxa asta. Oricum e clar că mai mult. Și atunci nu o să mai ne permitem să facem din buget nimic. Și o să duc banii ăștia dacă tot subvenționat. Să putem nici să duc noi. La cu noi. În vorba primă. La cu noi. Ești bună cineva. Nu-i fură nimeni. Dar cum vă explicați, domnul Marac, că se fură banii ăștia? Păi, dar ce? Câți am luat? Dar în momentul când fac o afirmație, trebuie să o și susțin. Păi, să fie de fără banii. Să fac acolo, să le dat acolo la serviciu, acolo se duc banii. Îți dat pierde. Ei nu funcționează. Adis-ul e de vină, ei nu funcționează. Așa știi istoria. Într-o formă sau altă, achiziționare de nu știu. Alea au fost achiziționate și cu fondul european, dacă nu mă știu. Ce acolo se duc banii? Ai un serviciu, cu fonduri europene ai aici, dar nu se merge. Și nu merge. Și cu toate astea... Nu performa. Merg mai pierde. Nu, aici e ceva. Iar ce înțeamnă? Nu simte nimic în avantajul lui. Să predăm... Dar nu suntem noi toți. Simte doar impuls de... Da, dar are un management acolo. Care-i pus? Suntatea dumneavoastră generală, corect? Luați-l aia, că la întrebări acolo în ajutorul de la întrebări pe ei, da? Dar ajutarea prețului ăștia în creștere, provin de la cei doi operatori. Câștigătorii licitați, da? E cosut și luăm presă. Nu știu, se licitează. Păi nu, iau licitat, pe perioadă. Licitează, dar licitează și prețul mare. Nu știu fac treaba cum trebuie. Nu, noi avem un rompreț, de exemplu, nu? Tot județul. Și e în afară de... Nu noi, nu? În afară de ISPA, care sunt licitați și ea. Și-o distrag întreabă cu... Și dacă, deci până acum au fost 80 de lei și... Acum vin că spun doresc, stai că avem pierdere. Dar ei nu spun să crești. Ei nu spun să crești tarifele, ei pot să scazi tarifele. Dar ce e acolo? El stai în factură după cantitatea de deșeu dus acolo. El poți să-l pui pe zi. Dar care ducem noi? Da, da. Și noi plătim o cuptit de cantitate. Dar cum ar plăși cu asta cantitate? Păi nu-ți faci factură. Păi și noi trebuia să... Dar tot anul ăsta să trebuie sistemul, o plătești cât arunci. Și ne-am încălzat în 80 de lei? Anul ăsta cu... Nu pot să vă spun exact că... Nu trebuie de la doamna mandată. Păi nu, mai dăm noi bani. Dar la cantitate s-a simțit. Trebuie și-a dat la cantitate.
Dar s-a... Da, bun. Când s-a luat în an? Cât s-au încasat? De la populație. Ai făcut o analiză. Păi ai făcut o analiză. Păi am discutat în ședința când am dat bani ceva. Cât sunt încasat și cât să mai dăm. Și atunci vedem. Dar problema e cum spune domnul primar că nu-și va scăzut cantitatea. Trebuie, înseamnă că trebuie conștientizat mai mult. Trebuie conștientizat mai mult. Eu încep cu procedare cu toată lumea care vorbesc, cu toți autorizați, cu autorizații. În fiecare vine în momentul cu domnul primar și chiar facem poze doar pentru... Dacă ne întreabă cineva, să băi, eu am fost, am văzut. N-ai cu cine, nu ies la poartă, las tomberon acolo, la arunc în vârâni. Ce văd? Discutăm cu el la 3 zile... Da, nu discutam acum de plată. Nu, domnul Vită. Le-am cerut atunci o listă. Nu, dar să reducem cu noi. Și-am văzut că erau persoane care... Noi, în fond, ar trebui să plătim mașina. S-au ajuns să facă 3 drumuri. Nu am măsuri. Pe timp de vară, când vin... Nu știu, propunerea noastră votăm... Am ajuns până la executări, am făcut câteva executări acolo unde se pot face executări unii. Ai și executa. Să se pune executări serioase. Ați trecut? Dar adică faci la executări. De-aia nu trebuie, doamne. De la Lucinui, nu te ajung cu ce vrei. Am ajuns la punctul asta. Dar eu am o propunere. Problema. Care nu plătești. Nimic la tonă. Și nu-ți faci la tonă, să plătești. Îi lăsați până eu la poartă. Dar n-ai cum să-i găsiți. Și de-aia e dacă l-ar rupând de-aia. Domnul Mare, gândim la tare primitiv. Spui să nu e gunoiul. Gunoiul... Păi ele și nu plătești. Gunoiul nu le-a primăria. Gunoiul le-a operatorul. Da? Operatorul are locația... Dar plătește primăria. Dar plătește primăria. Păi da. Nu e la acasă, în fapt. Dar n-ai cum să nu-i lei, domnul mai ames, ai obligație. Ai obligație să-i lei. Ia regulament, adică. Eu pui ceva să... Și persoana care nu plătește are obligație să plătească? Da, are obligație să plătească. Și nu plătește, nu plătește, nu plătește. Nu plătește, nu plătește, asta e obligația voastră să-l încasăm. Da? Și îi faci plătiția de plată și ajunge la executări silite, cum a fost cazul, că am ajuns la executări silite. Dar pe care n-ai ce executa? Exact, nu-i la noi, da? Deci, nu vă putem da exemple de executări, până la urmă i-am găsit, nu avem ce executa, nu avem ce executa și până la urmă i-am găsit contra bancă. Și am întrebat la executarea contra bancă. Dar asta e muncă să scrii la fiecare bancă, să întrebi dacă numitul X deține sau nu deține cont. Asta e, nu? Da? Deci am ajuns până acolo. Deci executează de banca. Dacă n-ai ce executa, nu are nici cont în bancă, nu are niciun bun pe numele lui, n-ai ce să-i faci. Domnul Ticu Ditu, de vreo, cred că vineri de vineri ne suna, pentru că tomberoanele să și văd cum sunt încărcate, care sunt capace de parte. Mă trimitea și chiar m-a rugat să nu spun. Și nu spuneam cine m-a trimis sau ceva. Așa că de ce spui dacă te-a rugat? Bine, dar nu, n-am nominalizat persoana. Și în jurături, la poartă, te-au văzut ăla, nu, domnule, e prea mult gunoi, de ce îl pui pe ăsta? Dă plapuma în spate, dă aina la un necăjit, cu ceartă, cu panaramă, avea 10 stași pe lângă tomberon. Dar vineri de vineri noi dăm o fugă, mergem pe tot traseul, vedem un tomberon plin, nu contează, că sunt prieteni, că băi, aici e prea mult. Bagă-l în curte pe ăla care poți să-l dai la cineva sau poți să-l folosești. Dar tot scot, tot aruncă, tot. Și mai spunea acolo că se fac cereri de... la mine încă nu a ajuns în mașina acolo. Eu ce cere să-ți fac dacă nu vine mașina? Tomberoane, de ce pierde eu primul? Regulament spune că trebuie să aibă capacitatea tehnică de a ajunge acolo dacă... Iar de prea strâmbă. Da, dar mă intră în mașina. Când e vremea bună, intră în Maran. O intrat de 3 ori anul ăsta. Mai bine. Nu cred. Dar sunteți 3 familii și... Dar eu vorbesc foarte serios. Nu, nu, Daniel, nu-i vorba de câte familii, nu, dar intră... Dar nici nu-i foarte. Când a fost vremea bună, s-a intrat. Dar nu ne sorbește. Toată vremea a fost vremea bună. Dar a intrat când a fost vremea bună. Niciodată? Nu. O intrat de 3 ori anul ăsta, maxim. Odată atunci, în vizită săptămâna 4. Nu mai intrat odată. Nu intră. Degeaba. Lăbiță... Eu am vorbit cu ei. Noi din aia trecută, expres, domnul primar, le-a zis să intre. Lea Gabriel la domnul Costel, care are recipient, îl duce Gabriel până la deal. Domnul Ticu, când ne-a zis că trebuie să coboare și prin Baraba, o vineri nu coborât, că a fost vreme de rău drumul. Dar după aceea coboară. La vineri a discutat cu ei și am discutat cu ei. Nu vă întoarceți din Teiuș la Baie Baraba, coborâți din Teiuș la Baie și ăla care i-a dat e unde la portal din Germania, pentru Mărare, înseamnă la Mărare, acolo intersecția Răi Baraba, nu are nici acolo, acolo, dacă tot întoarce m-a ajutat. Să-mi duc acolo la domnul Costel de acolo în poartă, de acolo mă duc și ăla. Ce faceți să știu? Duce-mă primăvara, mai intră iarna. Lași să fac și eu dacă vine mașina asta. De acolo mai garantăm că intră mașina acolo. Ok, v-am spus asta iarna, că eu abia aștept să vină mașina vara, că eu plătesc și iarna, că e normal. Dar nu vine, domnule, nici vara. Păi atunci, perioada de iarnă, sunteți cu timp, nu mai plătiți.
Eu am putut să-l dau cu un șofer care vine prin vent și știe satul. Doar dacă îi mersim prin șofer și vin șofer noi care nu știe. Ăla a pățit pe șansă. De fiecare dată mi-a spus, da, am intrat în parada. Nu respectau nici traseul principal, adică... Drumul e bun. E păcat ca Dumnezeu să nu meargă serviciul ăsta acolo unde se poate să meargă. Și să ne dea și nouă licență. Daniela, cu 2 ani, tu te expresi să tăiem copacii aia din mâna dreaptă. Acolo stă mama. Exact. Adică e un lucru care doar este. Rampa aia s-a umplut mult cu balast. Adică când vorbeai, e mult mai dulce. Da, e bun drumul. Nu e asfalt. E drum de piață. Cât putem și noi. Unde n-ar fi? Dar ce mâințile așa? Haideți, veniți cu propunerea. Cum ar trebui de aici așa? Veniți. O secundă, mai aș ceva de probleme. Lasă și paralizul. Deci, Adis își spune așa, ne comunică că, în acest sens, Consiliul Director Adis Bacău a aprobat înființarea unei comisii de negociere. Echipa va face de măsurile necesare, astfel încât tariful rezultat în urma negocierii se reflecte realitatea. Față de cele prezentate, vă vom informa cu celeritate modificările și noutățile apărute. Și abia atunci vine și spun, da, s-au mărit prețul de la 5 tona la 6 lei. Trebuie să luăm în calcul și lucrul ăsta. Deci eu am o propunere. Deci, la proiectul respectiv, votăm proiectul respectiv cu un amendament la taxa de salubrizare persoane așa, să rămână 80 de lei, rămân ulterior să vedem. Stai, eventual, o viitoare de negociere. Nu știu, să-i vedem încă. Da, dacă se fac o casări în ianuarie la populație, și o să trebuiască să măriți în cursul anului, cum mai recuperează? De ce? Dar n-ai încă să alegi cu 400 de lei. Da, cu 400 de lei. Povestea asta am discutat-o eu la contabilitate și cu doamna secretar. Nu eram deloc de acord cu creșterea acestei taxe. Am discutat fel și fel de variante. După 1 ianuarie lumea își dă involucșul să spuneți că taxele. Tariful va crește și când o să-i faci diferență de taxă la salarizare în cursul anului, nu știu, în iunie, în iulie, așa cum mă vine spiritul lui, ți-am plătit. De anul ăsta. La cei mici și în cei, am avut experiența asta de fericit în cazul caselor construite cu autorizație sau fără autorizație după măsurătoarea noastră, o mă vin și-o plătit la început de an taxele și impozite, iar după măsurătoarea noastră a fost diferență de taxă. O venit de ce? Eu am plătit, uite, am plătit distanță. Deci stai să încerci să demonstrezi că tu, între timp, ai făcut o mansardă, te-ai extins și nu era declarat deja nici de ori. Nu la măsurătorii, ți-au crescut suprafața construită și normal că să crească și taxă. Foarte greu, am convins că noi aveam dreptate și trebuie să crească diferențe de taxă. Păi la noi, dacă îi mărești, noi începem să încasăm, să spunem, în ianuarie, februarie, martie, 80 de lei, pe urmă să-i pui în iunie. Păi, dar deja... Poate să fie 100, să poate să fie 120, să văd chiar și mai puțin. Păi, avisul Consiliului Director de aia formează să negociază, nu să știm la că s-au ajuns și la prețul ăsta, cum să le luăm? Să le luăm. Chiar dacă mă ajunge să zicem mai puțin decât așa, nu plătești mai mult din beneficiul omului. Omul nu pierde de bani, se compensează. Dacă el a plătit anul trecut 40 și acum o să plătească 130, vă dați seama ce diferență? Ați făcut o propunere, supune la urmă o negociere în luna decembrie, după care hotărâm și în luna ianuarie acolo să aplicăm taxa. Devine și plătește. Cum să aplici? Aplici taxa din ianuarie și cu taxa care ne plătează astăzi. Deci aia, lăsăm 80 o aplici, dai cum să-i... Dar spune acolo următoare negociere. Dacă negociere... Dar eu v-am spus, ăia n-au nicio relevanță la taxa noastră. Deci noi pot să punem 20 de lei taxa. Păi nu interesează taxa noastră. Păi interesează factura, cantitatea și că... Să o achiți. La prețul ăsta, persoanele vulnerabile, familii vulnerabile, sunt tot mai multe. Vă dați seama că la aia la 5-6 persoane, în comune să ai 600 sau când va veni cu noi. Deci vă dați seama. Depășește mult, depășește pe casă. Cel mai afectat o să fie. Am spus-o și acum 2 ani, că asta se va întâmpla. Tarifele pe salubrizare vor fi crește. Oricum. Și o să plătească tot aia care se bun plată. Deci pe el a fost plătat. Din ianuarie care să plătească impozitele și restul. Bun, cât propuneți? Nu, mai că tot. Ce-a fi dat în poare, dar...
O lăsăm 80. 80 da. Cât îi ia? Cât era la nivelul? 81. Dar de-a luat angajamentul în fața camerelor, că toți cei prezenți în sala asta începem să o luăm, nu știu, de mâine, de poartă în poartă, să popularizăm, să-i conștientizăm, spunem, bă, oameni buni, nu mai aruncați orice. Văd și eu cu bine, mai bine așa. Am pus de decât la curte, l-am pus pe cu bine. O mâncat prost, l-am pus pe cu bine. Uitați, am o propunere în sensul ăsta. Alocăm o anumită sumă din bugetul local. Nu nu trebuie. Pentru a crea niște afișe mari. Mari, să vadă. Pentru ca să conștientizăm populația. Plus, concomitent pe Facebook. Nu numai ne lăudăm și nu știu. Mai punem și altfel de anunțuri pe Facebook. Să conștientizăm populația. Cine se laudă? Nu știu. Să ne arăbui să se lăudă. E bine că pune. Punem și noi. Uite, pe conturile noastre personale. Ne implicăm să conștientizăm populația, să ne ducem. Nu, domnule, fii dat în știu din aparat și făcut băiat. Cât iau plouă și ți-au dat, la aia să rămâi la plouă. Să nu poți și știi. Nu, nu, un comitet cu asta, deci face și treaba asta, face și treaba. Și ce spune eu, mai pune o stație de micropus? Nu, mai exact. Urtii, 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 poți să începe. Acest domn director, Bogdan, și tu, că tu ești electoralist, acum lucrează la un operator, dar ei sunt de reciclabil, undeva de zona Moldova. Am discutat cu el și cu doamna director de la VIS, că ei pot pune la dispoziția cei saci. Colectare se echipă. Pot să încep să aduc sacii aia. Și atunci cel mai bine e o campanie de asta din poartă. Poartă în momentul când îi dai sacul. Bun, dar întâi trebuie cumva afișați. Îi conștientizăm și până merge și mai când sar, că am omul întâi să-i timpul la dispoziție, să-l fi văzut, să-l fi citit. Conștientizare în hârtie sau mai mult? Nu știu acum, băi, că... Ce pe sar? Nu hârtie, ce planificare, ca să vadă doar clar că ești drumul. Eu cred că e mai important o hârtie care ajunge la mine acasă și atunci... Eu mi-aduc aminte de și fi vremurile alea din punct era plancate și la tine, la pădure, dacă mi-aduc aminte și peste tot pusă, nu știu. Acțiunea treia, reciclare, recondiționare și nu mai știu ce. Acum în memoria vizuală. Au rămas pentru că era conștientizarea din școală că trebuie să duci, nu știu, că e Balcanic. A, uitat, vedeți? Ar trebui și la școală discutat cu domnii... Nu, că problema cu școală o știți bine, că ne-am știut mai când tot încercam și-ați, băi, reciclați și voi, reciclați și voi. Discutați acolo, deci ar trebui cumva și profesor să ți-l ajut la cunoștință. Deci s-a obținut împotrivă domnul Vlad. Deci votat și Împotrivă. Deci noi le-am studiat, le-am așa, dacă, are, la nivelul anul dacă sunt ceva probleme, dacă are comisii juridice sau la învățământ. Dacă ați dat la cunoștință de cele discutate.
la ceva de taxă și impozite, referitor la terenuri, la mașini, la... Asta naște cele mai multe, o să nască cele mai multe discuții, pentru că e prea... E prea mult. Saltul prea mare. Deodată. Și m-am abținut pentru că consider că noi n-am făcut chiar tot ce trebuie în privința conștientizării. Adică dacă am vorbit acum un an în urmă de lucrurile astea și avea domnul primar spune că nici nu au scăzut cantitatea, iar prețul cu tot crește, înseamnă că ce-am făcut noi n-am făcut suficient. De bine sau suficient de mult. Trebuie să ne străduim mai mult. Ce-am vorbit mai bine, domnul Buc, toți. Mergem, discutăm cu oamenii. Până la urmă, într-adevăr, o hârtie de aia poți să o urdi sau să ia vântul sau să o rupă cineva și nu ajunge la toți cetățeni. Mulți nici nu se uită la ele. Zice că eu l-am născut vindii omul ceva și o pus afiș pe gal. Dacă nu te întâlnești cu oamenii la Căminul Cultural Parava sau la Căminul Cultural Parava, iar ceva. Sau la Căminul Cultural Parava. Haideți să ne înțelegem odată. Este spre binele tuturor, de asta împrim așa nostru, ca să nu mai aruncăm de toate în recipientele alea, că nu așa se face. Domnul președinte, nu m-am referit la salubizare. M-am referit la celălalt taxă. Ce mai mare salubizare? Nu, rămas la nivelul la care am fost. Ce să discutăm? Sau dacă s-au ajustat la nivelul inflației, nu avem și comentat. Bun. Atunci să punem la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Pentru total. Da. Împotrivă? Cu amendamentul. Cu amendamentul. Da. Deci unul anumitate proiectul. Nu, la amendament împotrivă. La cine? La tine? Da. Bun. Domnul Plaga e împotrivă. Trebuie să-și mult înveți, că ești cald. Așa, deci m-am... Era de acord cu ce ai venit. Trecem la proiectul numărul 3, privind rectificarea bugetară. Domnule primar, aveți un moment și eu la acest proiect. Da, puneați diverse. Voi de hotărâri privind rectificarea bugetului local al Comunii Parava. Consiliul Local Parava, județul Bacău, având în vedere legea numărul 2 din 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, prevederea articolului 49 din legea 273 din 2006 republicată privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, prevederea articolului 129 aliatul 4 litera A din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 cu privire la codul administrativ, examinând la contul doamnei Rotaru Iuliana contabil în cadrul primăriei Comunii Parava prin care se solicită rectificarea bugetului local, referatul de aprobare a primarului Comunii Parava județul Bacău și în temeiul prevederii articolului 129 aliatul 4 litera A, articolul 139 aliatul 3 litera A din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 cu privire la codul administrativ, propun articolul 1. Se rectifică, se aprobă rectificarea bugetului local al Comunii Parava județul Bacău conform anexei 1 și se modifică lista obiectivelor de investiții conform anexei numărul 2. Anexele 1 și 2 fac parte integrată de prezenta hotărâre. Cu ducere la înaintea prevederilor prezentei hotărâri, răspunde domnul Dedicostar, primarul Comunii Parava, împreună cu compartimentele de specialitate. Prin grijă secretarului Comunii Parava, prezenta hotărârii va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată. Reducere pe lectorul județul Bacău, trebuie să ia Bacău, primarul Comunii Parava și compartimentului contabilitate. Înviția numărul 1. Vedeți în față, da? Da. Le-a studiat. Și le mai studiem sau mergem? Pe doamna de vorbă. Nu. Perfectiv. Discutăm. Deci să auză pe doamna contabilă și voi explica pe fiecare capitol și subcapitol, nu? Da. Ați notat problemele importante, domnule? Păi, ce ai să vede? Iar mai dăm 5.000 la salubritate. La 74.01. Și mai dăm 20, la capitolul 20.30.30, alte bunuri și cheltuieli, vin tanjarii și analizat cu 10.000. S-au mai dat acolo la vin tanjarii, nu? Acum se suplimentează. Deci dacă avem stații de apurare, epurare, noi plătim vin tanjarii. Am mai explicat. Am explicat ca să vă să explicăm până când. Dar nu cred că o explicație destul de clară este suficientă. Ca să dai drumul la stația de epurare, trebuie să ai un debit constant ca să poată funcționa stația. Deci nu avem debit acum, chiar dacă avem un mare deversor, școala Parava, deversează doar pe timpul orilor de funcționare a școlii. Nu deversează 24 din 24. Sunt tot timpul anului.
Și nu tot timpul am. Da. A? Deci, soluția este să găsim cât mai mult populație acordată la sistemul de canalizare să fie debit permanent, pentru că stația trebuie să meargă 24 din 24 și trebuie să aibă debit constant. Mai vreau să mai dau explicația asta și în ședința următoare, mi se pare... Un așa cum zis control de la Garda de Mediu care ne-au amenizat și ne-au pus la treabă, să anunțăm cetățenii, să facem o listă cu cetățenii care ne sunt acordați și care nu sunt acordați. De exemplu, la Teiuș, dacă se vrea să lege la canalizare tăți, mai poate să lege fără să strici asfaltul? Nu. Evident. Cu supraversare. Dacă înainte să se poate, deci se poate. Se poate, se poate cu traversare, da. Și nu se afectează, nu se slăbește. Nu, da. Da, de exemplu, în Barava se pot brașa la dacă s-a poate de asfalt cămile, da, știi? Cum? Cu subtraversare. Da, te trebuie la ei măsura exact. Problemul lui care... Nu, nu, mai trebuie să... De ce că nu identifici căminul? Asfaltul sub. Ei, nu, nu, da, nu se identifică. Unii, ele sunt asfumate. Da, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, sunt în proiectul tăi. Și aici la... Da, știu toată lumea, știu toată lumea. Nu, dar nu trebuie să legătați cu capacele alea. Da, și se face pompul. Bani pompul și dă sus. Spune bani, dar... Pe te poți de ridici. Da, e drumul județean, nu? Păi dar și cum umbilă alea dacă ai o problemă, nu? Drumul județean, zără. Ce copertea? Canalizarea ta, băi. Canalizarea ta. Ea ta canalizarea. Dar dacă ai o problemă acolo cu umbilii. Se scoate asfaltul, până la urmă. Păi, da, altfel, toată dumneavoastră soluția, să vă zici. Păi, soluția asta e, să zici, păi, să aruncăm bani la bugetul, să ridicăm capacele. Da, dar nu sunt mut, ei zic zona asta. Anul viitor, puteți bani la bugetul. Domnul Marovi, cu Alin de la drumul județean, să ridice asta. Capacele la fiecare canalizare. Am încercat atunci, când o vinit ei și plombările astea, băi, știi... Reconstruirea zonei nu e obligația mea, e obligația mea este în contractul cu Consiliul Județean este să fac întreținere pe drum, am venit, am plombat, am mi-a făcut treaba, am plecat. Erau căminile puse, nu? Erau căminile puse. Deci da. Atunci nu era obligația să le ridici, dacă erau puse. Și fac ca să mai vină și altă dată, și altă dată. De ce? Pentru că ei n-au venit pe un proiect cu un asfalt nou, i-au venit pe reparație. Pe reparație nu-ți faci. Pe reparație nici ce e treaba ta. Păi atunci să prevedem bani la buget. Pentru treaba asta. Pentru drumul de la Rădoaia, acum băieții prevăd înălțarea căminilor, dar din păcate nu-i canalizarea unde s-a venit mai mare de cămin, doar pentru căminul de apă. De-aia spun, și bine era de prevăzut și la Teiuș, înainte să facă asfalt, o să doare acum. Vreți să asfalt, da. Da, îmi pare rău, Teiuș, o știu. O știu, da. Și de ce nu vreau să se lege? Mă, dai și 100 de inși, dar poate să fie nici 100 de case locuite. Da, deci discutam atunci cu doamna Nicoleta și cu Căpiță Soarei, care ei au vrut în seara, dinainte de a se face asfalt, o să lege la canalizare. Da, cu un an și ceva înainte, doi, nou. Și-au vrut în seara aia. Da, și cum au vrut și aici, vecinul nostru, de la Teiuș, să se cunoaște și în zona Ambuța, unde s-au cunoscut, s-au făcut între acordarea noapte. Nu înțeleg. Vrei să-ți fie bine? Păi faci, nu ce înțeleg de tine. Mi-am spus, faceți-vă acordurile, chiar dacă nu o folosești. Să fie acolo. Cât acordul făcut sucrurile? Să fie acolo. Deci când o fi, să ai să ai acolo. Să poate face așa, asta nu. Da, n-ai apoi. Păi s-o trebuie să spar șansul. Acolo-i problemă. Nu-i să ar fi de ce să le canalizați dacă ar fi măgar 700. Nu-i problemă de loc. E mai ușor de cu canalizare din la. Nu, 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 e referea. Faci o traversare, dar o ai în punea, e porțiunea unei. Păi și ce dacă ai șansul? Deci de sub. Ți-ai luat direcție și te duci pe coordonată și te duci direct în cămin. N-ai nicio treabă cu... Nu, acolo se poate. E mai ușor de făcut acordul la canalizare pe sub asfalt decât brașament de la apă. Brașament de la apă trebuie să ajungi la țeavă cu săpătură. Cu săpătură. Și atunci, clar că spargi acostamente, vezi sub asfalt, nu se va mai compacta pământul cum trebuie. Și să rămâne spațiu vulnerabil și să se lasă. Și să se lasă. Dar să vede.
Să văd pe zonele asfaltate, pe unde s-a făcut tranșament de la apă. Pe unde s-a făcut racordul la canalizare, nu se observă nimic. Mai sunt probleme la acest subiect, acest proiect? Spunem la vot, spuneți la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă. Domnul Blaga, împotriva tuturor. Trebuie să documenta, domnul Blaga. Sunt documenta, dar e treaba dumneavoastră. Vezi de treaba ta și ce vădă-i vădă. Te-am votat împotrivă, nu trebuie să mă fac neamnă. Trebuie să spună doamna secretar, că e măsuri, că e jurist. N-am făcut o observație. Având în vedere cum are majoritatea a votat și acest proiect. Poate nu vă dau cuvântul de asta. Urmează diverse. Ce să scrie la diverse? Pentru taxe și impozite. Era necesară majoritate calificată, s-a întâlnit majoritate, deci proiectul este legal. La divers, vreau. Deci ce să scrii la divers? Vă rog frumos, facem în ordine. La divers. Domnul, da? Domnul Panaite, da. Și domnul Panaite, da? Domnul Bucă, da? Da, domnul Bucă, da? Sună, Sfântul. Da, domnul Bucă, următorul cei? Partea scurtă. Și în speță domnul Gheorghe Niță, pentru fata lui, a scos tot molozul și l-a lăsat pe partea dreaptă a satului. Venind încoace spre ședința astăzi, am văzut doi saci de gunoi aruncați la marginea pădurii, așa, ca de ciudă. Ce putem face pentru acest cetățean? Domnul Paranghiu, dumneavoastră se sizează faptul că... Da, doamnă, se da. Ați vorbit de el? Da, dar n-ai cu cine discuta. Domnul, nu, 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 noi comunal, noi sătesc. A aruncat molozul... Nu, 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 l-a pus pe șanță. L-a pus pe marginea șanță. Pe rigolca. Mai nebune cu produsia. Molozul pe rigolca. Dacă cu lucrul ăsta au procedat cel mai corect. Dar corect era dacă venea și ne anunța, uite, am molozul de acolo, noi anunțam. Ne-a anunțat, ne-a anunțat. Ne-a anunțat. Decât să-l arunce prin pădurii sau prin... Dar bun, la mine nu cu informația. Nu, nu, la mine a venit, la mine a venit, ne-a anunțat, i-a spus așa. Vom face o reciclare mai mare, să avem de un camion, să adunăm noi cu utilajul nostru de acolo tot. Buldo plus camion. Dar sunt restul de beton, adică nu sunt la concasor? Și e prezul. Deci să înțelegeți și noi, dacă avem molos sau deșeuri de astea, le-am luat și veniți să ne-l luați, nu? Da. Da, aveți cuvântul domnului. Pentru că le folosim noi pe drumurile noastre. Aia i-am ceva. Da? Dar dacă e de făcut selectare, operatorul rom pres vine într-o zi special pentru a ridica de exemplu, molus. Dar noi am dat camutul și pe site. Și a cine plătește drumul ăsta? Păi, proprietarul molusului. Așa, da. Nu, asta întreba. Deci e contracost, nu? Contracost. Să înțeleagă. Dar am ridicat pe site-ul ăsta. Dacă m-aș la primărie, nu-i contea păi ia-ți pierdut ca votant. Dacă putem ridica, să dăm undeva să acoperim ceva. De exemplu, Vasilică de o văzut. La Leon de Printilie am folosit toate bucățele de beton de la râpa Râștii.
adunate, ne-am dus cu cei de la Tucial, cu budescavatorul, le-am încărcat și am ținut perioada asta de vară din scurt izvoarele alea, că ieșea într-un mare fel, adică nu era logic, am săpat șanț pe deal și dădea în vale izvor. N-avea cum să mai treacă de șanțul nostru. Să înțelegem că și la răzaie este care putem folosi. Putem folosi în păduri, unde sunt gavernele în păduri. Cât de cât. Adică pământ sau ce iau? Nu, sunt și bucăți de beton, și flori, și frunzi. Au pus... Păi și-am și folos. Nu. Selectăm un pic. Am înțeles, da. Domnul, ați fost înscris la cuvânt, ați... Deci ați fost înscris la cuvânt. Ați dat răspunsul în timpul ce ați vorbit acum sau rezervați? Nu. Aveți cuvânt. Vis-a-vis de solicitarea care am la serviciul de apă, domnul Vici. Da, mi-a schimbat. Mi-ați adus aici o... Asta e în prima fază. Urmează una mai în când? La ședința... Da, la ședința. Da. Păi ce nu sunt la ședința asta? Păi nu, doamna contabilă are calcule mai multe de făcut. Plus că citirea noastră nu bate odată cu serialul. Nu, noi am zis... Aproximativ din noiembrie. Bun. Noi am citit, noi am arătat acolo exact ce-o prin serialul. Da. Dar noi suntem de minus cu vreo 20 de metri către populație, adică plus ar fi mai... Dar noi am luat marja mai mare de... Nu-i problema asta. Problema e că noi am cerut pe fiecare sistem în parte. Adică parava este un sistem, te ești un sistem. S-o înțelegi bine, nu? Avem toate. Le am și aici. Da? Da. Vi le dau. Acum sau... Și acum. Păi zis că nu le ai acum. Nu v-am zis... indexurile. Le avem, așa. Dar cost populației, întreținere, intervenții, alte cheltuieli, să fie amplu, mai mare făcut raportul, urmează. Asta am spus. Pentru că eu nu am toate datele din calculatorul doamnei contabile, că nu am niște acces. Dar oricum, din datele care s-au prezentat aici, este o pierdere de spui aici aproximativ 30%. Da. Îl treieși din calcul iese, dar am finit tot. Păi nu, asta am spus, că noi am luat... După calculese i-au făcut. Și 35%. Dar nu e... Eu vreau să spun că te plângeai că ai, nu știu cum ai moștenit, greu moștenit sau ceva, dar vreau să spun că nu cred că cineva nu vrea mai un sistem așa de pe formă. Nu moștenirea pe la timpul dumneavoastră. Eu am spus că din documentație nu găsesc. Am nevoie să știu ce consemnează, pentru că deja discuția. Nu pot să. Nu am moștenirea pe discuție. Până la mine, doamna secretară, nu mai consemnați nimic. La mine nu pot. Nu, îi dau dreptate, domnule Ovidiu, că nu mă deranjează. Ce vreți dumneavoastră să consemnați? Păi nu, ați fost ceva deja în procesul verbal, că am văzut că ați consemnat bine de la ședința trecută, pe fiecare sistem. Asta, am zis-o priceput. Și vreau să știu acum ce trebuie să consemneze. Nu, vreau să văd dacă e lămurit în problemă, să știi, da. Dar nu, acum am zis să știu următoare. Păi de ce dacă e acum? Nu, normal, Iuliana nu a terminat. Deci e vorba de două chestii. Eu știu ce am, exact ce am spus atunci. Eu contoarul medial aveam, pe către populație o aveam, dar alte costuri, intervenții în robineți, în suplimentări de țeavă, în astea, nu le am eu, că nu-i treaba mea să fac eu calcule, da? Nu-i treaba mea, nici nu-i serviciul meu de calcule, nu? Teologic, dacă știți mai mult, îmi spuneți. Nu, dar eu din ce văd aici, serviciul ăsta ar trebui să funcționeze... O secundă. Deci fiți atent, ați așa, domnul... Cât de cât funcționează, că altfel ar fi fost să o mări de partea ei către mine. Nu de ce, cât de cât. Funcționează serviciul. Nu. Pe minusul pe care sunt... Funcționează așa, la vedere. Noi trebuie să la apă, dar nu știu. Deci domnul Puc a pus întrebări cu privire la raportul solicitat în ședința anterioară referitor la serviciul de apă. Și acum, punctul dumneavoastră de vedere, domnul vice, ce vreți să consemnezi cu privire la discuția care se pune? Nu știu ce spune domnul vice, nu am nevoie să știu punctul dumneavoastră de vedere să-l consemnezi. Că s-a prezentat un minim raport și urmează raportul mai mare. A prezentat un minim raport. Un raport sumar. Exact, sumar. Pe ultimii 3 ani de zile. Așa, suma. Din calculul aproximativ 70%. Las puțin, pe ultimii 3 ani. Așa. Urmând ca în ședința următoare... Să fie raportul mai detaliat. Pe fiecare... Eu chiar îți mulțumim cum funcționează, cu excepția teișului unii ne-au creat zeci de probleme vara asta.
Păi nu, asta datele de aici sunt cele reale. Da, merge la doamna contabilă, adică eu n-am luat din altă parte. Deci ar trebui să nu înțeleg nici mai ceriți bani de la buget pentru serviciul de apă, care trebuie să vă ajungă bani, că n-aveți pierderi mari, nu sunt. Nu, domnul Bine, pierderile mari sunt în intervențiile făcute pe cheltuială, da? Nu ați înțeles, păi trebuie bani pentru analizele apei. Da, știu! Sunt costuri, da? Da, sunt costuri. Intervențiile ori de câte ori este defecțiune. Sunt costuri. Și să și fie adică, domnul Video, specificați așa, nu este pierderea mare către apa... Nu, raportul dintre apa cumpărată și ce a vândut. Eu lasă-mă repede. Prețul e mic. Probabil. Mie nu vine să cred că e numai atât. Păi da, altceva mic. Vine să crezi prima, zi-o drept. Nici mie. Nu, deci dacă ai o pierdere de 30%, înseamnă că ai un sistem super performant și te plângeai că ți-a luat scalul. Nici mie nu vine a crede. N-are cum să fie numai atât. Nu, din care a spus asta, din care... Dar de pierderea vara asta pe Teiuș. Deci, normal, dar vorbim de pierderi de apă care e culturizată. Da, lasă să vine pe asta. Deci asta e rolul, nu pierderi financiare. Deci nu mă refeream la că e normal că analizele trebuie să-i faci și ai factul justific. Nu-i treaba mea asta. Da, acolo nu mai ești. Poftim? Cu sistemul profitat. Nu! Eu vreau să spun din apa vândută nu mai îți permiți să faci toate astea. Asta voiam să spun. Înțeles? Adică îmi trebuie costul suplimentare... Deci, ce-am spus grădinării sau... Daniel, v-am auzit să vedem pierderile către popor. Încă o chestie. Mi-ai spus așa, deci ai 30% nu contează, pierderi din care procesele verbale cu pierderi de apă sunt 15%. Verificat data. Adică ce înseamnă asta? 15%. Mașinile de pompieri încărcate, incendiile, cu aproximații, cu s-au luat 4 metri cub. 7, 8, 10. Noi le avem făcute pe proces verbal, înțelegi? Am înțeles. Alea care s-au pierdut în sol, aproximativ, că n-am mai știut până dacă nu a fost înghețat zona și nu a dat apa afară. Prima dată pleacă în sol, după aia iese. Știi? Uite, asta spune și noi, când ni se pare 30% pierde. 30-35, aproximativ. Și 35. Pe Teiuș, anul ăsta a fost mai mare. Dar eu am cerut pe fiecare sistemul bar. Nu, dar asta spuneam. Eu am luat pe 3 ani complet. Acum vom face pe segmente. Puțul 1, puțul 2, puțul 3, anul ăsta care s-a înființat. Dar nu-i treabă cu puțul 1, puțul 2. Puțul 1 și 3 e același sistem. Nu fac diferența între ele. Parava, Drăgușani, Teiuș un sistem. Parava, Drăgușani și Rădoi un sistem. Teiuș e un alt sistem. Da, eu am spus că putem face și pe Teiuș separat. Păi faci și pe Teiuș separat. Dar asta am și spus, asta am cerut. Și cum e același sistem pe toată comuna Teiușul? Nu am spus că Teiuș e un sistem, Parava, Drăgușani, dar e alt sistem. Și asta am spus și eu. Tot asta am spus și eu. Adică nu trebuie să faci pe puțul, deci n-ai de ce să faci pe puțul. N-ai pe fiecare puț. Ai numai două sisteme, ai trei puțuri, ai două sisteme. Puțul 1 și 3, iar imediat sistemul 1, Parava, Drăgușani, Rădoi. Da, forajul 2, cum se trebuie la sedia, forajul 2. Pe sistemul 1. Adică sistemul Teiuș. Sistem Teiuș plus Teiuș, că nu e altă treabă. Deci la 30%, chiar și la 3 lei, trebuie să funcționeze brici. Păi, dar un video funcționează, dar ți-am zis și costurile sunt... Păi nu, dar veniți să cereți bani la, mereu la rectificare bugetară. Păi da, da, păi da, da. 30% funcționează. Brici doar să te prindeți în apă. Păi și la curent, oricum. Păi dar nu-i pierdere de apă. Ai vezi cât te costă? Exact. Știu, am înțeles, curentul, factura la curent. Păi, eu ceruți, noi am cerut și treaba asta, dar nu s-a adus. Plus câți apar și reparații? Reparații, cheltuieli cu salarii, cheltuieli cu... Plus când tot nu mai plătești. Dar asta e deja ceva. Dacă să fie problema noastră. Asta am cerut. Serviciul înseamnă că poți să mai... Dar nu asta am cerut pentru ședința asta, dar nu... Uite, asta mi-a dat doamna contabilă, cu urmând am face un raport mai mare, mai complex. Înțelegeți? Într-o lună nu a fost. Eu am zis și nu zis că sunt multe de calcul și... Îl lucrează la el, că nu trebuie să minți, doamne ferește. Deci haideți, vă văd că aici a spus eu 3 ani. Faceți numai pe anul... Eu am cerut, așa am cerut. Curs, nu trebuie să... Păi n-am cerut pe 3 ani ca să-i dăm... Pe ultimul an, așa am cerut. Anul ăsta. Așa am cerut în proces verbal, doamna Sănătate. Pe ultimul an, așa am cerut. Adică, cât s-ai cheltuit pentru factura la energie? Este mai simplu așa. Bun, cât apa am cumpărat, cât apa am vândut?
Normal, normal, cât am plătit pentru analizele, cât așa, plus ce am mai avut, da, și cât s-a casat. Și când s-a casat. Da, avem, cât s-a casat. Tot de la doamna cântare. Cât s-a casat, gata. Tot de la doamna cântare. De la doamna și în voi. Și. La doamna. E bine. Dar nu crea dat cât s-a casat. Și cât mai trebuie să se încaseze. Și mai trebuie să încaseze. Mai... Dar din ce văd aici s-au casat, mai sunt câțiva, nu? Așa, nu înțeleg. Nu, nu, de persoane. Noi, care au prins un milion. Mai ăia sunt cu valori mari. Da, și dacă mai sunt 100... Bine, oamenii au reacționat, într-adevăr, au venit, o avea 14, până la 7. Au avut efectul de ședință, imediat ați început să-i luați la... Dar nu imediat, noi tot timpul i-am luat. Nu, Tomasii s-au trimis și au mai venit. Dar poate nu era așa teama asta că... Și noi n-am ținut cont sau n-am așteptat teama de ședință, pentru că suntem conștienți noi când ne trebuie banii, când ne vin luna facturile de la ori. O persoană chiar a venit, a văzut ședința și a zis, băi... Păi tocmai de asta. Interesant, persoanele care sunt de la ședință. Care de iar eu i-am spus vreo două ori și au zis că sunteți să vă intreți de eu rău. Deci, discuții. Nu avem. Deci, domnul Vici, deci până la urmă sistemul e bolnav sau nu? Așa e afirmat la ședința trecută că sistemul e bolnav. Domnul Vici, faceți o greșeală aici. Un sistem cu 30% pierdere, nu știu dacă mai găsești în România. Pierdere de apă. Pierdere de apă. Dar nu, dar faceți o greșeală. Nu ați înțeles, intervențiile sunt alte costuri. Exact. Nu, eu am înțeles bine. Dar și ca pierdere de apă, eu știu ce spun. E pierdere de apă, e minimă. Dar și ca pierdere de apă, mă. Da, domnul Vici, dar nu înțelegeți aici o chestie. Am înțeles. Acum se repară la Teiuș. Nu mai este în 35% de pierdere de apă. Dar mă lăsă o spart iar. Ați înțeles? Sunt alte costuri. Să când 20... De asta zic, e și bulturi, sunt și orele la social, sunt și materialele introduse. Da? De asta zic. Ori la social ce treabă? Cum ori la social ce treabă? Ori la social nu-l plătești? Dar nu-l plătești statul român sau cine-l plătim? Păi, dar noi ești muncesc. Și de acolo mai plătești dacă... Domnul consilier, haideți să vedem astăzi la fața locului, să vedeți cum stau oamenii. În 5.000 urzi, muncesc... Am înțeles. La ședința următoare... Doamna Fântar, o să predea mai bine raportul. Bun. Și mai am un secund. Am văzut că ai terminat cu balastul. Nu mai e balastul. Acolo ați dus balastul, ați suprășea, da? Mai avem. Mai este balastul. Mai este. Până, ce aveți cu cetățenii ăștia din ulița Cărmin? Nu le faceți, nu le duceți deloc acolo. Și acolo sunt o grămadă de copii care vin la școală. Dar cum s-o duci? Dar mergem acolo cu ședință. Nu, că m-am săturat de chestia asta. Că tot am dus și m-am dus. Mergem acolo. Da, am dus balastul. Mergem acolo cu ședința acolo să vedem. O să zic că niște balastru de cu sare. Da, dar de ce nu s-a dus acolo balastru? Balastru s-a dus în săptămâna Paștelui. Dar noi acum în Canada avem la săptămâna Paștelui. Pe Paștelui care? Că dacă vă uita așa și țipați și gândiți, îi băgai de joc. Acum, într-adevăr, în Dallas nu s-a dus să intri în Dallas, pe drumul de... Ăsta, din accesul din Teiuș. Dar de unde e problema? De aici până... Nu, domnule, de aici până aici se bagă mereu. Dar acolo la ei sus, nu se duce. La ei sus, Ovidiu, dar în, de la, în săptămâna Paștelui s-o băga cu încasată? Petrecerea aia care... Jumătate din mașină. Codul, fantom. Jumătate din mașină atunci. O mașină aproape. O mașină, jumătate din mașină. Atât. Și era... Trecerea era bună. Dar cu buldo cu cupa nu putem duce. Nu. Dar nu cu buldo cu cupa. Trebuia să vină și Teiuș cu mașina plină. Cu elicopterul atunci, dacă... Nu, nu, nu. Se poate fi coborâ pe Teiuș cu mașina plină acolo. Nu, mașina asta nu poate fi băgată. Nu, nu. Dar noi știai că... Ai carat când era uscat. Hai să contrazic. Însă atâția locuitori acolo, cum se făcea și în Teiuș înainte. Duce, lasă acolo locul pod, că nu e accesul practicabil. Știm podul ăla, că nu rezistă. Dar nu vine podul ăla. Cu cărțigoară sau treci cu picior. Da, mai... Răzuna așa, s-a pus și lua fiecare cu căruța și își ducea și întindea. S-a dus și cu căruța acum. Dar nu, doamne, dar vii cu mașina până de apă, de uscat. Ai butic, cu fost uscat. Dacă faci mașina asta, te costă 100 de milioane a doua zi să o repare. De ce? Drumul e atât de performant pentru mașina asta, așa mai mult. Păi, erau uscat cu ce se duceau cu mașina. Nu, nici așa. Dar n-ai cu nu-i vorba de aia, e vorba de drumul de Teiuș care este foarte rău. Pe drumul Teiuș nu-i vin, domnule. Da, e foarte rău drumul. Trece buldul înainte să-l faci. Cupa nu se înclină după o lampă de gretă. Au fost adus gretă. A dus credere, a de fost răs bani să facă credere, să faci mai alt de ce? Poți să faci să lucrezi cu el. Mai aveți ceva? Haideți că trece timpul. Ce consemnez că... Nu consemnați. Semnați! Dacă vă ia și... În uliță Cămilă, nu a fost... Deci, spuneți aș
Discuțiile astea îmi duceți la crâșmă, dar nu aici, vă rog. Nu știu, unde vezi la mulți străzi? La biserică, unde v-am spus, dar unde vezi, dar nu aici. Deci pe drumul lipsă pe mine. Domnul Bucă sesizează... Maria, nu aveți vorba de aici. De ce minți? Că nu s-a pus balastul. Da, o să punem, doamna, zilele. Că nu s-a pus balast. Iar domnul Vice... Da. Promite că în cel mai scurt timp o să... Va fi, da. În funcție de condițiile atmosferice, da? Trebuie asta aici? La încăpare. Adică trebuie scurt, doamne, nu condiții. Nu știu, eu nu... Nu semnează, nu are niciodată acolo. Când, dacă nu faci până la primăvară, ai merg la noroi. Deci, repet... Dar nu faci un aripă. O să aduci o mașină de piatră concasată și... Când? 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 Deci nu mai trec cu condițiile atmosferice, da? În cel mai scurt timp va fi dusă o mașină de piatră. Pentru că oamenii din zonă și-au făcut o chetă și să cumpere două tuburi și o să activeze acea trecătoare, Pantom. Am o trecătoare fantomă, sau ne spune niciodată. Ne stai ca mor, doamnă. Vă fac să scurați auzit. Așa, urmează la rând domnul Domozei, dar dumnealui are o problemă usturătoare, din câte știu. Problema pot. Lăsați-l unic, lăsați-l unic. Dar lăsați-l pe domnul președinte. Am avut ocazia să trec vreo două ori, cred că, cu mașina în zona aia, când am ajuns pe pod, credeți-mă că mi s-a ridicat stopa, nu s-a mai nimic. Am crezut că ajung în pârâu. Deci tu n-ați să-ți desdubă la secret, am un trec. Nu, e un pod. E același pod. E același pod. În afară de faptul că, nu știu, prezentă și pericol la golea. E și strâmb. Dacă e cu mașinul mai lat, un pic o prins, a fost făcut strategic, domnul președinte. A fost făcut strategic. Să nu treacă utilaje grele pe el. Ai, băi, lasă-mă. Da, da, că așa nu reconeza pe pintor. Dar de cine a fost făcut? Proprietar. Din proprietar, din noi a fost făcut. Pentru două, trei case ne ai. Care-i două, trei case? Nu, dar chiar așa. Atâta propunizăm, domnul pintor. Eu am spus că la începutul anului acesta, că vom prevede bani pentru reparația acelui pod. Datorită ploilor din vară și care au ne-a creat acea problemă la Deiuș, o trebuie să cheltuim bani acolo. Alt bani nu i-am primit de la situații de urgență. Am văzut într-un monitor în cealaltă săptămâna viitoare, de săptămâna trecută, că sunt cumva dați la Fondul Solidaritate de la Uniunea Europeană și când ne vor da ăia banii, probabil că vom putea să recuperăm banii care i-am cheltuit noi pe drumul, pe reparație de la Deiuș. La anul, la buget, vedem ce buget avem pe drumuri. Ne prevedem din nou bani de reparații sau pe un proiect de pod nou. Dar proiect de pod nou, nu știu dacă să fie bani de execuția. Să trei pensii speciale. Și trebuie să ne gândim că nu numai acel pod e problemă. Este podul de la Uliță Preoțabil, care arată mult mai rău decât a fost, e mult mai periculos sau mult mai riscant. Podul de la Uliță Cămin. Podul de la Uliță Cămin. Ăla nu-l putem numi pod la Uliță Cămin, că nu a fost un pod... Nu, dar viitor podul primar. Viitor podul. A, viitor pod. Exact. Este podul de la Uliță la preotul Miron, la Drăgușan, care face accesul la toate ulițele, avea acolo. Și la Neagen. La Firstă. E pod făcut din două tuburi pătrate, dacă le putem numi tuburi sau două celuri de alea pătrate, care datorită viiturilor sunt înclinate. Și oricând poți să o ia... Fac stăvilar acolo la copaci. Adică inundă automat vecinii. La podul la care face referire domnul Domnozei este făcut pe un profil metalic, de pe mal pe mal, fără să aibă niciun reazăn de beton. Deci gândiți-vă, noi am adus niște proiectanți de poduri, am vrut să-l facem pe reparații, oamenii vin și spun că nu-ți dau un prescris până când nu îmi dai topo, până când nu-l bag ca la carte să spun ce trebuie. Răspunde. Așa avem idei cam ce ar trebui să facem, dar nu avem idei cu ce facem. Păi da,
E reparat cum a fost făcut la tăbătate. De reparație, da, dar nu e cu ce faci. Deci nu mai ai bani nici de reparație. Cum aș sunt de acord? La anul, la bucă, la anul vătă. Nu, stai, nici nu vătă. Nu. Stai fără grijă. L-am avut un scris din oficiu și prin oficiu, dar în mare parte a dat răspuns. A răspuns așa. Am urmat domnul... Da, vreau am amintit la colegii mei din urmă. Am înțeles că ați fost acolo, dacă v-ați și vreau să-l duceți ceva în barast, așa. Se poate și să iasă la sfârșiu. Și la dumneavoastră am spus, adică la dumneavoastră. La mine v-am spus. Nu, zona de acces, nu. Acolo unde erau probleme, sigur. Dar e rost să adăugăm statului care deja există. Acolo, zona aia sunt două ori. Nu numai unii. Înțeles acum. Dar și noi consilieri. E foarte bine. Vedeți? De ce sunteți aici? Sunt și doi consilieri. Unul care e aici. Sunt două ori. Sunt undeva anumii. Dar toate ori, vedeți, v-a stat. Eu m-am gândit la aia și mai ești prin doamna Manuilă. Acolo, așa, deci... Acolo nu s-a pus loc, niciodată. Chiar e rupt de apă, am fost și eu acum vreo... Păi, e ulița de la Tiriflorin, la de apă, acolo. Nu, asta e o șemită, dar care acolo nu e nevoie. Solicitați balastare din nou sau nu știu? Reparații, că s-au mai fost bune, s-au mai rupt. Reparații la uliților din Teiuș, da? Balastarea se fac... Da, reparații unde e necesar. Am înțeles. Dacă drumul este bun și are doar 2 metri lucrați, doar în satele mai mici, doar în satele mai mici, nu vrea să balastrate. Ai spus, domnule. Nu mai este. Domnul Bucă, mai avut ce v-a spus. Doar în satele celălalt, nu s-a văzut că se cară mai normal. Nu acum că am spus ceva. Da, e o problemă, ai spus. Tot legat de treaba asta. Cam disproporționat s-o căra balastul ăsta. Apară că au fost cam văduvite de balastarea asta. Mai mult pe satele alea. De la mie mi-e spate mai mult s-o căra balastul. Nu știu, nu vreau, nu e mers. Ați avut și rezerva acolo și aveți... Unde? Păi de la Teiuș la... Nu, vreau de Parava cu prima. De Parava, da. De la Teiuș la Parava s-o căra pe uliță la Costel Andrei și... Drumul de la Teiuș la Parava e superficial, domnule. Da. Asta e materialul. Eu am adus. Poți să spui că eu o pot superficial pus. Superficial. Pentru că nu există acum balastii drum. Dacă nu vreau să murci. De ce nu văd piepe? Văd mă în voi. Este noroi, este noroi. Am avut ceva, dar nu s-a putut. Am avut o propunere atunci, dacă vă aduceți aminte. Așa, doamne, pe ulițele satului să punem balastru concasat. Pentru că pământ și ghisile ne-am dus noi aduceam numai pan. Tocmai asta zic. Iar balastrul ăla foarte bine că s-o lua gratis. E foarte bine că ați intervenit și l-a dus, ăla trebuia dus pe drumul de exploatare. Așa am propus eu atunci. Da, a fost propunerea, dar nu a fost și... Ați venit la noi să ne spus, vă dăm bani pentru să cumpărăm ăla concasat? Sincer? Dar de unde mi-ați dat bani? Păi nu știu, căutam un buget. Căutați un buget. Căutați un buget și ne dădeați bani nou. Nu noi. Păi noi eram ăsta, căutăm un buget să spunem unde facem. Nu mai este buget nici la vehicul, la exceder, nimic? Este la exceder, la banii de exceder, unii folosim domnul Bucă. Îi folosim pentru lucrări de întreținere. Cumva? Facem lucrul ăsta? Vă permiteți să ne ajungeți problema să faceți treaba asta? Eu nu-mi permit acum. Mai sunt 5 luni. Da? Băi, sunt bani de ședem care se folosesc pe... S-au luat bani de ședem, s-au dus până la ședem. S-au luat atunci când au fost buget. Da, s-au luat. La început, doamne, când au fost buget, condiționat. Deci nu iei acum bani de ședem, du-i să își dăm așa de bară asta. Nu are nimeni rea intenție să nu pună viață sau balastru undeva. Hai să fim serioși. Ne-am folosit de ăsta din ce am avut. Mai avem o sumă de bani, de trebuie să avem o datorie să o achităm și încă nu avem să încerci. Deci din bani de la drumuri puteam să cumpărăm. Numai cumpărăm că n-am transportat sigur, nu? Da. Păi și de ce nu s-a făcut așa? Pentru că am spus de ce, da? Banii de la drumul s-au dus pe reparație de la Teiuș și avem de plătit reparația la bot drobătă pe care n-am făcut-o pentru că valoarea depășește banii care avem noi și încerc să negociez. Chiar nu se pară mai negocia cu constructorii. La cât mai puțin. Nu, că am bimoanele de mai sunt ceva probleme. Mai sunt ceva probleme de la urmări. Toți le-ați lămurit că s-au pus mult în pară la bagajul. Nu, vingă, e transparentă zona. Materialul nu e atât de perfect, cât să se vadă. Asta e tot. Nu am văzut pe toate ulițele și toate s-au ocărat. Mașina ba pe uliță, pe fundul Părăvii, poate să spună domnul Cipotaru, ba pe uliță, ceva plăuși, ba pe uliță, ceva plăuși, ba pe uliță. Așa e materialul. Bărcăceacu, ba pe uliță. Unde te-am avut propunerea? Păi eu ce spun? Dacă asta s-a venit, ce vrei să spun? Piatră? Dar la mine se cunoaște. Cum se cunoaște?
Păi cum a venit și mașina, mă, și piatra, mă? Păi, dar ești consiliat. Nu, eu pus o mașină. Păi, da. Care, o mașină după la tine? O mașină acolo. O mașină? Mai multe au făcut. Băi, bine, iar în ce care a trecut? S-au dat cuvântul ai făcut. Vreo patru mașini s-au pus la tine. La doi ușa să facem ieșirea în casa afară. Pe doi, mă, la 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 doi, mă. Bun, am înțeles că s-o cam terminat. Domnul Blaga, da, mai... și eu viseam să mai facem drumul, de ce spui păduri, spre sală, ceva? Stai, 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 domnul Blaga, am înțeles, domnul Blaga. Unde la general și vin din Oroi? Unde la general și vin din Oroi? Deci drumul de la Osoi la Teiuș este asfaltat, da? Fiecare drum lateral are 10 sau 15 metri de asfalt. Acolo iese din bucată cu lutul pe asfalt. Da? Și au ieșit și cum a arătat drumul săptămâna trecută? Sigur, eu nu trec și cu bicicleta nu mai pot să mai trec. Deci adevărul că ci caută ca toate de vreme... Au patru, patru? Doamne, ei trec. Acel capăt de 10 metri, 15 metri care se trece de pe drum, este special de drum. Nimeni n-ar... O face vreo unul? Nimeni n-ar opri să dea un pic, măcar... Nu li spune la cea care pățește de care simplu, nu știu de ce. Gata, domnul Tilibaș, ați intrat peste domnul Blaga. Vi frică să vă duceți la aici ce nu vreau. Dați-mi voi să vorbească. Dați-mi voi să vă duceți, nu v-am rărut, da? Vă rog frumos. Scuze. Așa, în primul rând, domnicii, ieri chiar mi-a atras atenția niște cetățeni. Zona aia la fontână, am spus că nu s-a pus deloc decât în primăvară, când v-am spus, eu ați dus, nu știu cât ați avut, o jumătate de mașini, v-am spus că plină nu era. Ulița Radovală. Primăvară? S-a dus trei mașini. Până la Cașin, la Niculești. Da, eu vă zic că s-a dus trei mașini. Așa am spus. Nu știu, eu n-am fost la față rău, nu pot spun ce mi-a spus, adică nu ar fi păcat să spun prostii. Și zona, la fântână este slavă, domnul mi-a spus, domnul Tiribașa, corecții de Amonu. Acolo a băgat chiar să vede, că la mine de acasă, îl văd până la biserică, strada Strun. Dar nici nu am spus, nu pot să n-am avut timp să trebuie să acolo cu casă. Dar vreau să spun, am văzut, era pus un strat, adevărat, era o stradă, autostradă era, nu stradă. Unde? A, deci autostradă. De la Jamil de acolo, de la Neadărit. Până sus. L-ai pierdut pe Jamil, da? Deci sunt consemnat pentru o verificare. Dacă mai avem să mai punem unde... Și ulița aia, vecina, vecinul meu. Nu mai sunt ceva probleme, vă rog spuneți. Așa, da. Hai să fim dus. Având în vedere că mare parte discuțiile s-au epuizat, vă mulțumesc. Să facă verificare la toate ulițele secundare a satului. Pentru balastrare, că necesită, sunt potrivit ulițele.